Bună seara și bună seara acestui om care a făcut o cerere să fie debanat. Iar din mărinimia inimii mele i-am dat unban și primul lucru pe care îl zice în cea după ce a primit unban, zice Big F pentru moderatori că am primit unban, vă pup. Bună seara la toată lumea! Bună seara, bună seara, bună seara! Să trăiți bine! Big F, onorată instanță! Bună seara, Paul! Bună seara, Mavro! Bună seara, Iulia! Bună seara moderatorului Rock Sounds. Bună seara Egi. Bună seara Alexei. Bună seara la toată lumea. Literalmente de la mine a primit bani și unban. Ah, ok, că intrasem, am mai dat și niște unbanuri zilele trecute și credeam că era printre ei. Bună seara, bună seara, bună seara. Tudor Meai. Mulțumesc, Meai Plow. Mulțumim foarte mult pentru primul dono de 10 euro. Sărut mâinile. Cătălina Angel, Cătălina Nugel, Cătălin Angel. Mulțumesc foarte mult pentru 5 euro. Sărut mâinile. Va merge POS-ul sau mergem să scoatem cash? Nu, merge. Dați acolo. Bună seara, Georgiana și Paul. A lăsat zburătorul un unban request foarte amuzant. Prima oară când simt nevoia să intru să las mod comments la un request. Nu știu la ce te referi. Bună seara. Așteptăm să ne mai strângem și vă zicem și de ce strângem bani. În caz că nu știți. Dar ar trebui să știți at this point. Nu vă spărați. Nu vă spărați. Donăm acum sau ne cerți că nu te lăsăm să zici poezia întâi? Cum doriți dumneavoastră. Cu ce parfum te-ai dat în această seară? Mulțumesc pentru întrebare. M-am dat cu Dior Homme. Ala clasic. Cred că știm despre ce e vorba. Aia ziceam și eu. Cred că știți. Ce înseamnă Big F? E... Gen, le dădea la... Le zicea gen sclavilor. Gen. Păi sclavilor. Mi-a dat fire unban sclavilor care mi-a dat ban. Azi sunt pe program scurt, că mâine zbor în cerul, respect. Și eu zbor, mă duc luni la Bruxelles și mi-e cam rușine că trebuie să stau pe aceleași holuri pe care se justifică crimele de război, dar cam aceasta este situația. Avem alegeri la anul. Da, efectiv, aș vrea să mă duc să-i scuip în cafea Ursulei. Se poate o întrebare off-topic. E normal să am second thoughts despre viitorul meu și despre nișa pe care mi-am ales-o? Este complet anormal, omule. Nimeni de pe această lume nu are second thoughts în legătură cu lucrurile din viața lor. Este complet anormal și ar trebui să-ți revizuiești drumul în viață, prieten drag. Glumesc, este perfect normal. Te duci să cumperi varză, mă duc să iau... Ce scuze, mă duc să iau făină de gândaci. O să iau făină de aia bună de gândaș de care nu-l las aur să avem în România. Fii tânăr, nu te lăsa, orice vârstă ai avea, fă-ți frumoasă viața. Sex against stork. Mulțumim de 50 de euro. Sex against stork. Donez ca să suplimenteze Adriana și cu content ornitologic. Mulțumim foarte mult. Cabralito 5, mulțumim de 10 euro. Să rămânăm. Salut, ce părere ai că Ciolacu a fost să facă cumpărături de 100 de lei și a zis că se poate? Păi se poate. Tu poți să-ți cumperi de 100 de lei, gen 3 produse. Sex against Stork. Nu mai primiți atât de multe voturi pe YouTube ca Abu Vali întreabă. O să le primiți, nu mai faceți spume. Vă țin și eu prost, dar e, ce să facem acum? Ciolacu, da, efectiv Ciolacu a zis, care scumpire de benzină, că eu tot de 50 de lei bag, da. Cu ce te-a supărat Ursula? Păi Ursula belește prin Israel în acest moment, sau nu știu dacă s-a întors. Toată justificarea de crime de război și toate cele. Are de la știri, ce să zic. Cru, mulțumesc foarte mult de 5 euro. Cine ar câștiga dacă s-ar bate sexul cu Barza? Păi pare că momentan câștigă sexul. Dar să vedem cum e la alegerile de la anul. Agave, mulțumim de 5 euro. Eu nu am văzut ce a făcut Buhnici, dacă pot să bag mâna în foc că a zis de Israel. Nu m-aș uita la părerea lui George Buhnici despre Israel, cu tot respectul. Nu, a zis de bine, Buhnici, o să vedeți. Ceva cu scut Ursula, nu mai știu cum era, dar... Salutări și fratele lui, da. Salutări și fratelui doamnei Ursula, președinte Superbet, exact, da. Buxtopia, mulțumim de 30 de euro, sărut mâinile. Another string caritabilă, another donație, respect. Și Anonymous, mulțumim de 5 euro. Și bună seara la toată lumea care a venit pentru prima oară. Sexul versus Barza, practic ne învață ce buș conduce Barza. Da, cam asta este activitatea lor, da. Ai rezumat destul de bine. Banana Oana, mulțumim de 10 euro, să rămânam. Da, am văzut cum plânge Valerii Lungu, că a postat poză cu ziarul în care era știre cu războiul, trying to be aesthetic, da. Eu cred pe cuvânt, săraca, eu cred pe cuvânt că adică știți că am făcut mișto de Zoso toată viața cu Caterinca asta pe cărca la... Pe cărca la 5 fete de știu să citească cu degetul de pe Instagram. Bă, da, săraca, eu chiar cred că nu știe să citească, că am văzut gen cum scrie în engleză. Eu chiar cred că ea nu știa ce e acolo, adică eu cred pe cuvânt. E fascinant în același timp că zic, că nu i-a zis nimeni nimic, așa că a trebuit să fie un scandal ca să... Și toată victimizarea aia de după, Marc. Da, am văzut interviul lui Basem Youssef, da, absolut superb. Absolut superb. Bună seara, Munam. Lucky Luke, mulțumim de 40 de euro, sărut mâinile. Anonymous, mulțumim de 15 euro, sărut mâna. Băiatul de pe Germania cu 25 de euro, să trăiești. Să trăiești pe diaspora. That Boy Sas, mulțumim de 5 euro. Și Nicu, 4543, șofer STV, mulțumim de 10 euro. Fii tânăr, nu te lăsa, orice vârstă ai avea, fă-ți frumoasă viața. Paul Ten, cu 50 de euro, mulțumim! Milion pe milion face mai multe milioane, aia zic. Să rămână, Paul, te pup. Mulțumim, omule anonim. Nu face spume Twitch, este netul tău de căcat, om, care i-a întrebat asta. Da, nu, adică nici n-am vrut să mă uit la aia, adică e demn de milă, adică chiar e. Johnny, bro! Mulțumim pentru 100 de euro, bro! Cu mesajul pup Bărzoiu. Mulțumim. Am terminat asta iarăși. Mulțumim, Johnny. Darius Bondaru cu 25 de euro, mulțumim. Și Darius Bondaru cu 50 de euro mai devreme, mulțumim din suflet. Sărut mâinile foarte tare, Darius Bondaru. Anonymous, mulțumim de 10 euro și de 5 euro mai devreme. Nu mai zice Iulia că o să intru în subiect și o să apară ratați în chat și o să mă enervez și o să închid stream-ul, efectiv. Deci doar că țin la mine în DM-uri. Doar că țin la mine în DM-uri. E un băiat săracu care e ceva în tineretul PNL, nu știu, ceva de ăsta, politician de ăsta, copil de ăsta, de linge în cur, zi, ceva politician de pe la PNL sau whatever, care omul gen... Eu n-am vrut să-l jignesc, dar săracul chiar are nevoie de un control. Man, omul, gen toată activitatea lui pe internet este să îmi dea taguri în diverse fake news-uri de pe internet. Apare fake news cu bebeluși decapitați de nu știu ce și îmi dă tag. Aron Fairsilviu, ce zici de asta? Și gen, a făcut asta la 10 de căcaturi de-a lungul acestor zile. Tot felul de gen bolnăviciuni din astea. Și îmi dă efectiv la cele mai insane fake news-uri de pe internet și îmi dă... Dar nu că... Nu, și eu sunt prost. Și eu am boală. Și eu am boală aici în cap că nu le dau bloc. Eu cumva... Adică am fost mereu împotriva conceptului de bloc, că gen e zi. Și eu am fost troll la viața mea pe internet și încă sunt într-o proporție. Adică și mi se pare gen cel mai zi, de jos căcat și să dai bloc. Și cumva n-am acest obicei să dau bloc. Nu am obicei, n-am în capul meu conceptul de a da bloc. Cine mă poate deranja atât de tare pe internet încât să-i dau bloc? Știi? Adică am 10 persoane la bloc pe Instagram de care, nu știu, 2 sunt foste. Adică efectiv nu am persoane la gen, nu concep asta, ideea de a da bloc. Aici aceeași milenială mai bătrână care vrea să doneze anonim și nu reușește. Chat, cum pot să donez pentru cauză cu biți, also nu pot să dau tip pentru că nu am PayPal și nici nu o să-mi fac mexi frumos. Poți să dai direct către, dacă vrei să rămâi 100% anonimă, nu vrei să-ți faci cont de PayPal, poți să semnul exclamării Sexul Barza în chat și poți să intri la... A, nu, stai, nu. Intră pe site-ul Sexul vs. Barza, bagă pe Google Sexul vs. Barza și vezi că poți să donezi direct către aceștia. Și da, poți să donezi și fără cont de PayPal, corect, așa este. Uite exact ce ziceam, știi, apar atați de ăștia care nu strol, dar îmi zice și mie cineva de ce ține Fire așa de vehement cu Palestina. De unde știi tu ce e fake news și ce nu e? Pentru că am educație media și pentru că pot să mă informez încât să văd sursele X, Y și Z ca să pot să trag o concluzie alături de oamenii experți care studiază chestiile de genul ăsta. De exemplu, gluma proastă cu copiii morți sau de exemplu cum este acum cu copiii decapitați sau cum este acum cu bombardamentul spitalului. Dacă scurge creierul pe jos și te uiți doar la Digi24, nu poți să îți dai seama ce este fake news și ce nu. Dacă te interesezi mai mult de atâta, ce poți faci? Ei, răspund și eu de parcă nu sunt niște troli norociți, dar poate omul chiar era curios. Și că ăștia mereu te întreabă, domne, tu de unde știi ce e fake news și ce nu? Și pe urmă când le pui aceeași întrebare, știi? Tu de unde știi ce e fake news? A, nu știi? A, ok, bun, ok, bine, am înțeles. Nu înțeleg cum CTP e atât de spălat pe creier după 9-11, încă poate să aibă opiniile astea despre Israel-Palestina acum. Măi, CTP era de partea minerilor la Revoluție, la mineria despre ce vorbiți. Jur că nu sunt troll. Prima dată pe stream și efectiv primul comentariu. Ia uite. Și prima oară pe stream și a dat efectiv primul comentariu. Ia uite. Vezi că mi-ai dat unul. Și vezi că ești depăstind de pe 9 august. Jur. Mă rog, omule, bine. Poate nu-ți mai aduci tu minte. Hai, gata, că nu... Efectiv, mă enervez și închis stream-ul. Neironic. Nu mai spun. Adică am fost atât de bombardat de toată această informație și m-a băgat așa într-o... Efectiv, nu mai pot... Da, am văzut aia cu CTP de la Recorder. Mă rog, da. Acum, e drept că CTP este genul de om care era urmărit de fanii Recorder la TV, adică că era printre singurii oameni pentru care se mai uita lumea la TV, gen la Digi. Cine este CTP? Control tehnic periodic. Te cerți cu oameni care nu știu să cumpere arme în CS de pe tastatură. Ce bun. Bă, mi s-a părut fantastic. Apropo, bă, Twitch intră în faliment, man. Man, Twitch intră în faliment. Mi se pare absolutamente fantastic. Am și un băiat la Twitch. Băiatul cu care flexa Creative Monkeys, că știu de la el că am eu de-ăștia falți și mai vorbesc și eu cu el. Și zic, bă, nene, mi-am refăcut formularele de taxe, că trebuie să faci la orice de-asta, trebuie să faci formulare de taxe la americani. Și zic, mi-am făcut formularul de taxe și uite, nu pot să avansez aici, pare că e un bug în formularul ăsta, că gen trebuie să selectez între trei opțiuni. Una, că nu voi călca în Statele Unite cu activitatea mea economică, a doua, că sunt rezident în Statele Unite și a treia, că voi fi în Statele Unite, dar nu permanent. Și eu logică vreau să pun că nu voi fi niciodată în Statele Unite. Că, ca principiu, ca idee, normal că nu o să fiu, pe lângă asta. Și... se blochează formularul dacă zici că nu o să fii niciodată în Statele Unite. Și dau mail-ul ăsta și zic, salut bre, am și eu problema asta, nu pot să înaintez. Și gen, dacă nu-ți completezi formularele alea, gen, se taie practic parteneriatul cu Twitch. Am și eu problema asta și pare că e un bug sau nu știu că se întâmplă aici, că nu mă lasă să înaintez. Hei, salut, mersi că mi-ai scris. Din păcate nu pot să te ajut cu această problemă, scrie la suportul Twitch. Zic, ok, bine, understandable, e clar că na, nu le știu omul pe toate. Intru la suportul de la Twitch și zice, salut, nu te putem ajuta cu informații de la tax returns și toate alea, trebuie să vorbești cu contabilul tău. Melancolie, dulce melodie. Deci un bug de la ei de pe site, de la ei din formular, eu trebuie să vorbesc cu contabilul meu să rezolv bug-ul de la ei de pe formular. Și mi se pare fantastic cât de US-centric e, că gen, ce căcat de contabil să știe legea din US? Ca, gen, ce fac? Stau să intermediez, stau să, să sun la un contabil din SUA, să-i zic, hello my friend, I am a very poor Romanian, please help me with formula of Twitch. E absolut incredibil, man, faliment. Și m-am enervat. Fii tânăr, nu te lăsa, orice vârstă ai avea. Darius Bondaru! Cu încă 50 de euro! Mulțumim! Măcar de ziua mea să fac o faptă bună, spor cu donațiile la mulți ani! Mulțumim din suflet, Darius! Să trăiești! Dați-i șervețelul lui Darius, ca tot donat. Pardon. Dr. Jonas, mulțumim de 10 euro! Scară frumos! Respectele mele, mulțumim de 25 de euro! Fondul Ment Barză, administrația! Mulțumesc foarte mult, sărmâinile! Cornel, mulțumim de 10 euro. Anonymous, mulțumim de 10 euro. Să treci, Cornel, mulțumim. Da, acestea fiind zise, am mințit în declarația mea către Statele Unite. Ce o să-mi facă? Nu o să mai primească în SUA? Da, efectiv, hello my friend, I call you from Slovozia, Călăraș. I want to complete W9 form, yes. 69 strawberry cake, mulțumim de 50 de euro, sărut mâinile. Bro, admits to fake in acts? Yes, I admit to fake in acts. I fake in acts, my friend. But I don't fake in acts here where I pay tax. I fake in acts in United States, yes? De ce nu te muți pe YouTube? Că e oribil, nu-mi place, nu știu, e ură să mă uit la live-uri pe YouTube. Este efectiv, nu știu, e toată chat-ul, modul, nu știu, e ichi, așa, nu știu, nu... Am tot crezut că o să mai bage bani în el, că o să-l mai... Da... I want to commit fiscal evasion, my friend! Când în mai la anul primești telefon de la ARS că ai de plătit 30%, playback disclosure, dacă nu plătești la ARS 30%, ce o să fac? O să-mi ia bui de la bicicletă. Oh, nu, autoritățile... Oh, nu, autoritățile americane mă caută pentru neplata a 200 de dolari. Oare ce mă voi face? Ce noroc că nu voi călca pe teritoriul american cât voi trăi. Ca și contabil, consider că you can commit a little bit of tax fraud as a treat. Respect. Let's go! Le crack! Anonymous, mulțumim de 25 de euro. Domnul doctor de pe TikTok, mulțumim de 100 de euro. O să intuiesc că ești lupoi. Mulțumim, 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 mulțumim. Și le crac, mulțumim de 100 de euro. Să rămână, să rămână, să rămână, să rămână. Și Stephanie XD, mulțumim de 5 euro, să rămână. Ok, chat, era gen o semiglumă. Pentru ăștia care vor să mă reclame la statul american în care nu o să calc. Bun! Bine ați venit pe un stream caritabil pentru Sexul vs. Barza. Sexul vs. Barza este ONG-ul fondat de Adriana Radu, pe care ați putut-o vedea aici pe stream acum câteva săptămâni. Ultimul video de pe canalul de YouTube Fire Silviu Live, așa îi se zice. Este cu dumnea ei. Asociația Sexul vs. Barza face educație, advocacy și încearcă să împingă cât de tare se poate educația sexuală în școli. Dacă nu știți Sexul vs. Barza, puteți să scrieți Sexul Barza în chat. Scrieți oricum și duceți-vă și dați follow pe Instagram la asociație și la canalul de YouTube. Canal de YouTube care din 2012 parcă până astăzi a pompat undeva la, nu mai știu, că spre 200 de videouri cu educație sexuală și alte teme adiacente. Adriana Randu făcând treaba asta. Puteți să mergeți să vă uitați și la ultimul video de pe canal dacă vreți să vedeți discuția cu dumneaei. Adriana este de asemenea și membră a Consiliului Economic și Social al României, unde reprezintă organizațiile non-guvernamentale pentru drepturile femeilor și drepturile sexuale și reproductive. Asociația Sexul vs. Barza, ca să știți la ce donați. Să știți la ce donați! Asociația Sexul vs. Barza are 3 linii de comunicare. Una este educația, pe care cred că e evident în toată lumea, că cu toții ne-am lovit de, intenționat sau nu, de un video de la Sexul vs. Barza de pe YouTube. Canalul YouTube lansat în 2013 are 130.000 de abonați, 16 milioane de vizionări. Cred că sunt mai mult de 120, mă rog. Canalul de TikTok Sexul vs. Barza are 345.000 de urmăritori. Holy fuck, habar n-aveam. That's crazy. Consiliere, Din 2019 până acum am oferit unui număr de peste 5300 de tineri consiliere pentru probleme emoționale, de sănătate sexuală și reproductivă. Acesta este unul dintre puținele servicii de consiliere online gratuită în limba română privitor la aceste teme. A fost oferit și în parteneriat cu Salvați Copiii România și apoi în parteneriat cu SOS Satele Copiilor. Advocacy, de 10 ani luptăm pentru ca educația sexuală în școli și serviciile de sănătate reproductivă prietenoase cu tinerii să devină realitate și promovăm drepturile femeilor. Am obținut 10 milioane de euro investiții în reformarea 100 de centre de planificare familiară prin Planul Național prin PNRR. Reprezentăm ONG-urile pentru drepturile femeilor și drepturile reproductive și sexuale în Consiliul Economic și Social al României. Am realizat prima cercetare despre costurile medicale directe anualizate legate de nașteri nedorite, avorturi, sifilis și HIV-SIDA la tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani și așa mai departe. Mergeți și puteți să mergeți să citiți toată polologia, toată activitatea lor. Ideea este că activează de foarte mult timp, sunt o echipă foarte drăguță, știe toată lumea că fac treabă bună, ați putut să o cunoașteți pe Adriana în ultimii 10 ani de la ea de pe YouTube. Eu personal am avut privilegiul de a fi educat sexual de către Adriana și videourile ei. Adică încerc să zic că este atât face treaba de atât de mult, încât și eu la 18, 19, 20 de ani mă uitam la videourile ei despre de la chestii super basic la chestii mai poate mai puțin știute. De asemenea, Adriana mea a transmis să vă transmit dumneavoastră că sunt foarte fericiți pentru comunitatea care s-a format în jurul Sex vs. Barza și dorința lor principală este să ajungă și la următoarea generație de adolescenți și poate să facă chestia asta doar prin ajutorul dumneavoastră, prin ajutorul donatorilor, dar și prin ajutorul oamenilor care îi susțin online, da? Care îi urmăresc, care le dau share la chestii și care își rup din veniturile dumnealor să redirecționeze o mică parte către Asociația Sex vs. Barza. Asta facem și noi în această seară. De asemenea, e foarte important de știut, dacă nu puteți să donați acum sau nu vă permiteți sau whatever, ca de fiecare dată puteți să vă redirecționați impozitul ăla din venit și impozitul din firmă, care e diferit, către orice ONG la alegere și vă încurajez să faceți către Sex vs. Barza. Dacă nu știți despre ce e vorba, ca salariați e vorba de formularul de 3,5%, în care 3,5% din impozitul dumneavoastră către stat merge către un ONG la alegere, bani care oricum se duceau la stat, dar în loc să ducă la stat, se duc la un ONG la alegerea dumneavoastră, iar pe firmă mi se pare că e undeva la 20%, vorbiți cu contabilul dumneavoastră sau cu departamentul de legal de la dumneavoastră din firmă. Acestea fiind zise, doresc și eu să fac o donație ca de fiecare dată către Sex vs. Barza. Cam aceasta este și donația mea și nu este de ajuns pentru cât de lucruri mișto a făcut Sex vs. Barza în toți acești ani și că te face în continuare. Deci ideea de bază este printre liderii, dacă nu chiar liderul împingerii educației sexuale în România, lucru pe care îl susțin și care cred că știm cu toții cât de important este, iar singurul mod în care poate să-și continue activitatea și să facă o treabă din ce în ce mai bună este cu ajutorul donatorilor și oamenilor care îi susțin zi de zi. De asta vă încurajez cu mare drag, mergeți și dați și follow la Sex vs. Barza pe Instagram, unde puteți afla ce mai fac. În caz că nu știți canalul de YouTube, Mirama, și să nu știți canalul de YouTube, ăsta este, aveți aici toate discuțiile posibile despre sex, educație sexuală, reproductivă, boli cu transmitere sexuală și alte subiecte și alte... Wow, am făcut și cu habar n-aveam. Abia aștept să facem testul. Sunt foarte... Are super mult sens. Cute. Altceva ce să vă mai zic? Luați și donați! Vezi că nu s-au pus banii donați de tine? Fiecare trecută viață. Da, o secundă. O adăugăm manual. 1060, 1560. Gata. Așa, Gaia, mulțumim de 5 euro. Dia și Rita, mulțumim de 5 euro. Andrei, era să mulțumesc singur. Andreea, mulțumim de 15 euro. Praxani, mulțumim de 5 euro. Ananibus, mulțumim de 5 euro. Anaien, mulțumim de 10 euro. Sârbus, mulțumim de 5 euro. Dăm și mie un ban, please. Nu mulțumesc, prieten drag. Cegasa, mulțumim de 30 de euro. Pătrunjel Daniel, mulțumim de 10 euro. Sărut mâinile. Anonymous, mulțumim de 10 euro. Eduard, mulțumim de 10 euro. Și Redmed Pixel, mulțumim încă o dată de 25 de euro. Mersi de link-uri. Melancolie. Eu nu știam de canal, sincer, dacă mă bucur că am aflat, apreciez. Da, dacă nu știți de canal, e de departe cel mai populat canal de content de educație sexuală din România, by far. By far. Și asta vorbeam și cu Adriana, cât a fost aici pe string. Mă fascinează până în ziua de azi curajul de a aborda temele astea, mai ales acum 10 ani, acum 9-10 ani în România. Și deja, nu e așa, a trecut o generație de oameni care a fost ajutată de videourile Adrianei și dorința este, asta v-am zis mai devreme, să ajungem la următoarea generație de adolescenți care să fie din ce în ce mai educați din punct de vedere sexual, pentru cine, nu știu, poate n-are comprehensia a ce înseamnă educație sexuală. Educație sexuală nu înseamnă cum să faci sex. Educația sexuală se referă în primul rând la sănătatea sexuală și la sexul în siguranță, da? Ce înseamnă să înveți cum să nu rămâi... Go! De la a învăța cum să nu te trezești cu o sarcină nedorită, la bolile cu transmitere sexuală, la comunicarea dintre parteneri, la alte orientări sexuale care există pe această lume, la tot arealul ăsta de care ai nevoie, pentru că la un moment dat, vrei, nu vrei, o să te lovești de el și este bine să știi ce se întâmplă acolo în momentul în care te lovești de treaba respectivă. Că e greu să nu te lovești. E greu să nu te lovești. Hyper Badger 77. Cu 100 de euro. Mulțumim. Mulțumim. Mă bucur să mai dau încă o dată din banii de la corporație. Respectele noastre. Sărut mâinile. Proja Cat, mulțumim de 15 euro. Oamenilor anonim, vă mulțumim foarte mult. IP Andrei, mulțumim de 5 euro. Iza 28. Iza 28, mulțumim de 25 de euro. Bobert, mulțumim de 5 euro. Gaia, mulțumim de 5 euro. Te pup elicoptere. Eram la elicopterul pe live aseară pe TikTok și a intrat cu Michiduții 87, mulțumim foarte mult de 50 de euro. Sărut mâinile. Și a intrat pe live pe, de la de săbat între ei. Cu Micula, ăl mic, cu copilul unei dintre frații Micula, ăla de meci, așa, te mulțumesc, nu-mi venea cu... Cu ăla, bă, cine stă pe TikTok îl știe. Și a zis ăla cu mamă că îl bat, că îl fac, că nu știu ce, și jucau pe provocări, că așa joacă majoritatea lor. Nu mai știu, pe ce provocare jucați, Adriane, că n-am prins de la început. Și l-a bătut Adrian la curul gol pe... L-a bătut elicopterul la curul gol pe Micula, ăl mic, pe Tutti Frutti, ăl mic. Și ăla având mai mulți oameni pe live. Și a început ăla să-mi facă urât că... Deci provocarea era să iau un ou în gură și să bea apă cu el acolo. Ok. Și a început ăla zică, nu domne, dar ce? Când am zis eu că mă bag la așa ceva? Nu domne, eu sunt om de afaceri, am semnat noi un contract ca să fac eu acest challenge acum după ce e mai bătut. N-am semnat niciun contract, frate, deci eu nu sunt obligat să fac nimic așa. Așa, Victoraș. Oh my god! Chiar m-am gândit la tine azi. Dan Besu. Cred că așa erai, nu? Dan Besu. danbesu.kg pe Instagram. Cu 185 de euro. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Dan este băiatul care am, zice, am o nuntă la anul. Vorbești și tu cu Delia de costumul Tommy Cash cu capa? Dan Besu este băiatul care i-am împrumutat pentru banchetul lui de absolvire a facultății un costum de-al meu de la Stusi. Mi-a dat meu, dă-și mie ăla, bossule, canșo, și îmi place mult că nu l-am mai găsit. Și i-l-am trimis. Și i-l-am lăsat cadou în schimbul unei donații pe un stream caritabil și iată că a venit. Apreciez că te-ai ținut de cuvânt. Sărut mâinile. Așa. Cu ce vreți să ne enervăm prima oară? Vreți niște urbaniți sau vreți niște George Buhnici? DanCons! DanCons! Nu ratează niciun stream! Mulțumim foarte mult pentru 100 de euro! Dați-i șervețelul lui DanCons, sărut mâinile foarte mult! Ce ne-am enervat la urbanist? Familia Preapistă, mulțumim de 30 de euro. Bine, atenție. George Buhnici, video. Adevărul despre păcănele pe care îl ascundem sub preș. Fii tânăr, nu te lăsa, orice vârstă ai avea, fă-ți frumoasă viața. Cristina, mulțumim de 50 de euro, sărut mâinile foarte tare. Și Diana C, mulțumim de 10 euro și cred că am ratat pe Carlitos, mulțumim de 30 de euro și Anto, mulțumim de 5 euro, sărut mâinile. Hai să vedem, eu nu m-am uitat. Nu m-am uitat, dar cred că este un take bun. Am sărit prin el, cred că este un take bun. Hai să vedem ce au de zis. Sunt George Buhnici, de vreo 40 și ceva de ani. M-am uitat cu 1.5, că nu-s prost. Salutare! Sunt George Buhnici, de vreo 40 și ceva de ani. Vai, particip în Bathhouse, o să reacționezi? Sper că glumești, drag prieten, drag Adrian Elicopter de luptă. Ani, trăiesc prin țara asta și mă deranjează chestii. Din când în când încep să vorbesc despre ele de față cu voi. Și cred eu că atunci când mai mulți oameni deștepți sunt preocupați sau deranjați de o problemă, acea problemă s-ar putea să-și găsească o rezolvare. Nu întotdeauna, dar atunci când ne străduim suficient de mult, ne mai și iese. Iar astăzi aș vrea să vorbim despre problema jocurilor de noroc. Mă deranjează jocurile de noroc și mai ales efectele lor nocive asupra noastră a tuturor. Și o să zici că e o problemă de lăcomie pur și simplu, nu? Oamenii lacomi trebuie pedepsiți. Omule anonim! Omule anonim, zi în chat cine ești dacă nu ai dorit să rămâi anonim și doar ai uitat să spui numele. Mulțumim! Mulțumim, 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 mulțumim! De asemenea, mulțumim Mișu pentru 25 de euro și Darksider pentru 20 de euro. Și Măduleț pentru 5 euro. Mulțumim foarte tare. Că nu mai am loc de șervețele pe Așa cum trebuie, pierzându-și toți banii. Ei bine, nu e chiar atât de simplu. Ca să încercăm să explicăm problema. Zice bine, atenție că zice bine, că fix asta e gândul omului Everest care n-a avut probleme cu jocurile de noroc. Da, foarte bine, domnule, dacă sunt proști, să bage, domnule. Simplu, nu? Oamenii la cont trebuie pedepsiți așa cum trebuie. Pierzându-și toți banii, ei bine, nu e chiar atât de simplu. Ca să încercăm să explicăm problema asta, va trebui să facem puțină istorie. Jocurile de noroc sunt o activitate străveche. Atât de străveche? Are tricou din Marea Britanie, doamne, cât de proști sunteți. Încât eu o suspectez că a fost chiar înaintea primei ocupații pe care o trecem acolo în nomenclator. E o activitate atât de veche încât apare în istorie și s-au încercat reglementarea ei încă din antichitatea chineză, dar și cea romană. Chiar și din Vechiul Testament aflăm că cei 4 soldați însărcinați cu paza lui Iisus Hristos, răstignit deja pe cruce, s-au apucat să parieze pe cine pune mâna pe cămașa lui. Practic, am putea spune că e un fel de blasfemie, nu? O blasfemie la fel de mare precum ar fi apariția unei săli de păcănele în fața cele mai mari biserici din România. Deși majoritatea victimelor acestei industrii sunt de sex masculin... I mean, she's not wrong. She's not wrong. Știm cu toții că statistica nu spune tot adevărul, pentru că victimele nu sunt de față. Dar nu înțeleg de ce... Ok, nu, știi ce? O să mă abțin. Adică apreciez foarte tare că vorbim despre chestia asta. O să mă abțin, dar asta era un moment bun de... în care zice bine, foarte, foarte bine, efectiv superb aici în chat. Cam Cloud Chaser. Dar nu, apreciez foarte tare orice om care își pune platforma la curent despre nenorocirea păcănelilor these days. Bărbații sunt cei mai mulți, da, care intră pe ușă. Și majoritatea victimelor acestei industrii sunt de sex masculin. Știm cu toții că statistica nu spune tot adevărul, pentru că victimele nu sunt de față. Bărbații sunt cei mai mulți, da, care intră pe ușa sălii de păcănele. Însă victimele sunt acasă. Sunt soții, copii, surori și alte rude care suportă efectele în cascadă ale dependenței de jocuri de noroc. Cum face industria asta să creeze, să declanșeze chestia asta și să creeze aceste cărări? În primul rând, prin faptul că vinde un drog extrem de, îi spunem noi, adictogen, adică extrem de capabil să creeze dependență la oameni. Vorbiți de o substanță chimică. Nu, vorbesc de jocurile de noroc. Jocul de noroc este un drog. Chiar dacă nu e un praf, chiar dacă nu e un lichid, pentru creier, jocul de noroc declanșează niște mecanisme care sunt perfect superpozabile cu consumul de cocaină, cu consumul de heroină, cu consumul de nicotină. De unde știți asta? Că la noi în legislație nu apare așa, că e legalizat. Noi nu avem legalizată nici cocaina, nici heroina, nici marihuana, dar avem legalizate jocurile. Da, dar avem și legalizate nicotina și alcoolul, care sunt și ele substanțe adictogene. De cele mai mult, de foarte multe ori, nivelul, legalitatea unei substanțe nu are nimic de a face cu periculozitatea ei. Ciupercile halucinogene sunt ilegale, ține mai degrabă de, nu știu, credințele noastre și decât de faptul că sunt periculoase. În primul rând, industria vinde acest produs care creează dependență la un număr foarte mare de jucători. Îl vinde de asemenea tinerilor. Cu cât un creier este mai tânăr la primul contact... V-am mai arătat de 15.000 de ori studiile și articolele care zic... Go! Pentru mine asta e fascinament. E fix căcatul ăsta de... Vorbim de una dintre cele mai puternice adicții din jurul nostru, dar care este legală și care face rău, că nu e problema că e adicție, e problema că face rău, că așa suntem dependenți și de zahăr, dar gen nu murim, nu ne vindem casa, nu ne aruncăm de pe bloc de la zahăr, că na, ce-ți faci? Dacă e această adicție care ne norocește mai rău și mai repede decât poți să ne norocească unele droguri, și e legal, e perfect legal, este contribuitorul numărul 1 la bugetul României. Îți pare absolutamente incredibil. Și sunt aceste informații, le avem, le știm. Le știam dinainte să înceapă toată nebunia asta cu cazinourile la fiecare pas. Cristian! Mulțumim, 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 mulțumim! De 100 de euro! Sărut mâinile foarte tare. Mulțumim din suflet. Gabriela, mulțumim de 10 euro. Carina, mulțumim de 25 de euro. Chifoi cu 4 foi, mulțumim de 10 euro. Omul Anonim, mulțumim de 5 euro. Luna Nouă, mulțumim de 5 euro. Roacă Jegos, mulțumim de 25 de euro. Ești roacă-ru de pe TikTok, Roacă Jegos, mulțumim. Oricine-i fi. Mișu, mulțumim de 25 de euro. Cu substanța, cu atât tinerilor, la un număr foarte mare de jucători. Îl vinde de asemenea tinerilor. Cu cât un creier este mai tânăr la primul contact cu substanța, cu atât dependența va fi mai probabilă și mai mare și mai puternică la vârsta adultă. Pe alcool, de exemplu, există niște studii care spun că dacă te apuci de alcool, dacă consumi, adică nu trebuie să consumi, dacă primul contact cu alcoolul este sub 14 ani, riscul de a dezvolta, de a deveni alcoolic la vârsta adultă este de 4-5 ori mai mare decât dacă te apuci de alcool după 18 ani. Această combinație de lipsă de educație cu acces... Am 36 de ani și unul dintre motivele pentru care am plecat din România a fost dependența de jocuri de noroc, zice cineva în chat. Da, din păcate, absolutamente tragic, am primit acest mesaj în DM-uri pe Instagram și aici în chat de, ok, hai să nu exagerez să zic 10 de ori, dar am văzut exact același mesaj de la oameni diferiți de extrem de multe ori de când vorbim despre treaba asta. Este absolutamente incredibil și îmi povestea... Am trimis un băiat o poveste asta super lungă pe Instagram cum din cauza dependenței și datoriilor pe care și le-a făcut în România, literalmente a fugit în Germania și a rămas în Germania pentru că acolo gen nu te lasă să joci dacă te autoexcluzi și toate cele și efectiv nu poate să joace și gen s-a dus să muncească în Germania ca să strângă bani să-și plătească datoriile din România să se întoarcă. Păi e ceva incredibil, man. Și asta e, știi că nu e un, știi că ca la orice, bă, înțeleg, e unul de-a luat-o de Lulu. E unul de-a luat-o de Lulu și aia a fost. Man, dar sunt așa, sunt atât de mulți oameni pe diverse căcaturi, cu diverse probleme de genul ăsta, de magnitudinea asta, de gradul ăsta. Știi, adică că scala aia de zi, sunt, nu știu. Cred că avem cu toții pe undeva prin neam extins. Cred că avem cu toții pe cineva, mai ales în generația asta de oameni care au acum, nu știu, 50-60 de ani, care au fost dependenți de Pepsi. Ăia nu beau apă, beau doar Pepsi. Cum ești la americani. Știi, adică dacă era un caz de la ok, bine, sure, nu, e undeva departe, sure, se întâmplă unul la nu știu că, da, ok. Adrian Elicopterul, eu m-am autoexclus pe 7 conturi, al meu, mama, tata, frate-miu, mamaia 2 și gagica mea de atunci. Da, mai vorbești cu Elicopterul de tot căcatul ăsta. David93, mulțumim de 50 de euro, Anand, mulțumim de 10 euro, Rareș8989, mulțumim de 10 euro. Big Off, mulțumim de 5 euro. Luna Nouă, mulțumim de 5 euro. Sărut mâinile. Așa. Accesul complet nerestricționat în niciun fel la acest drog extrem de periculos. Jocurile de noroc, în special păcănelele, este un drog pe care eu l-aș considera ca periculozitate undeva la nivelul cocainei, amfetaminelor, heroinei. Sunteți destul de sincer și direct în legătură cu subiectul ăsta. Și... Pentru că asta zic toate studiile care compară cele două care compară drogurile grele și păcănelele la nivelul activității cerebrale și ce părți ale creierului îți afectează. Și că păcănele îți afectează fix părțile creierului pe care ți le activează cocaina și toate drogurile grele. Și am și citit într-un studiu, nu mai știu exact să-l citez specific, dar era ceva la modul că acest căcat de risk-reward e printre cele mai puternice căcaturi care există pentru creierul nostru. Ideea de... dar nu simt la ideea de risk-reward, ci fix momentul dinainte, când a început păcăneaua să meargă, momentul dintre începerea păcăneii să meargă, momentul dintre, exact, da, anticiparea, momentul dintre începerea păcănelii, whatever, și, sau a ruletei sau whatever, și că momentul ăla ce-ți face în creier e gen printre cele mai puternice chestii pe care poate să le experimenteze creierul tău. Și de asta și devine atât de addictiv și practic îți schimbă, ca orice drog de altfel, îți schimbă structura creierului să ai nevoie de căcatul ăla. Este... Adică asta e că e și chimic, e efectiv, e chimic, nu e... un nebun care nu vrea el să dea la... Nu, e efectiv, e chimic, e la nivelul creierului. Jeff Bezos, mulțumesc pentru 100 de euro. Hello employee, stream working ok? No my friend, go devalidate US state please. Leave me alone, I make my own stream, but thank you for donation, very big donation for your wealth, my friend. Very big donation, thank you very much. Omul anonim, mulțumim de 15 euro. Pentru Sex Against Stork, să ne trăiască. În anul mulțumim de 10 euro, Davi 93, mulțumim de 50 de euro încă o dată. Și văd că nu vine doar dintr-o opinie, vine din ceva ce ați văzut. Da, dependența de jocuri de noroc este dintre toate dependențele. Da, Hristu Bobolia, zici? Oare dacă aș fi făcut cineva asta? Adrian Elicopterul zice, de fapt, dopamina e anticiparea unui moment care ți-ar crea fericire, iar tu de fiecare dată când apeși butonul pe aparat declanșezi această reacție cu gândul că poate câștigi milioane, și așadar e de 1000 de ori mai adictiv decât orice altceva. Vorbim inclusiv heroină, cocaină, droguri puternice, nu doar alcool și tutun. Este dependența în care persoanele dependente au în cel mai mare risc de suicid. Undeva până la 40% dintre jucătorii dependenți se gândesc la suicid și în jur de 20% au o tentativă de suicid. Toate studiile demonstrează că accesibilitatea... Versus populația obișnuită, unde statisticile sunt ceva la modul, pe un studiu din UK, statistica la demenții de păcănele cu gânduri suicidale era de 16-18%, în timp ce la populația obișnuită era de 4%. Corelează cu consumul. Cu cât ai mai multe locații de joc, cu atâta vei avea mai mulți jucători. Este clar. De asta, de exemplu, există unele țări în care, după o anumită oră, nu mai poți să cumperi băuturi alcoolice tari de la magazin. Încearcă să scadă accesibilitatea. Scăzând accesibilitatea, sau au trimis cazinourile în afara orașului. Sau ai un anumit număr de cazinouri pe populat, pe, nu știu, la 100.000 de locuitori, 100.000 de locuitori ai un casino. Deci într-un oraș ca București ai 20 maxim. Dar acum avem sute. Sunt foarte multe, cred că... Dar nu știm exact, am cerut la ONGN să ne spună, noi să trimitem o solicitare în scris și să așteptăm 30 de zile. Cred că tot o colegă reporter vorbea de 4 aparate la 1000 de locuitori. 4 aparate la 1000 de locuitori. Da. Iar acele aparate nu sunt ieftine. Deci 80.000 de aparate în România. Deci, în momentul de față, cazinoul... Silvi Solar, da, ar fi foarte drăguț, mulțumim foarte mult. Poți să-l lași pe Discord acolo, la React Video sau News. M-a rugat și pe cineva să mă ajute cu un research ăsta extensiv. Doar că nu sunt destul de inteligent încât să înțeleg ce a compilat acolo, dar revin cu el către dumneavoastră. Urile și sălile de jocuri sunt noile magazine de vise. Oamenii se duc acolo să câștige bani, să se îmbogățească și ies distruși. La fel ca magazinele de vise. Diferența este că magazinele de vise au fost închise pentru că nu generau suficient de multe venituri pentru a pentru a monta o rezistență, nu știu. Ok. Sau poate că erau mai vizibili dependenții pe stradă. Mie mi se pare că am ajuns la un nivel de vizibilitate a acestui drog în România enorm. Vorbim de București, de exemplu, dar în sate, în orașe, a devenit principalul loc de întâlnire. Oamenii se întâlnesc la bilete. Oamenii se întâlnesc acolo, acolo își petrec timpul, acolo stau. Dacă nu o fac la birt. Și în multe localități este localul cel mai colorat și mai cu fațadă mai frumoasă, o reclamă luminoasă. Și fiecare fațadă frumoasă și nasă luminoasă colorată ascunde un vinoncoa. E interzis, n-ai voie până la 18 ani să intri. Știm deja că legea interzice, dar pe... Da, e o glumă proastă. În mod evident statuția oameni minori care joacă la păcănele sau intră în case de pariuri și pun bilete. Măsură ce te îndepărtezi de centrul Bucureștiului să intri. Și pe lângă faptul că știu, pentru că eu am făcut chestia asta de nenumărate ori, ia uite, elicopter, eu joc de la 14. Bă, nu pot să zic mai multe, dar în mod evident există. Este din ce în ce mai ușor. Cred că și în centrul Bucureștiului este destul de ușor să intre. Ok. Așadar, avem bani. Inclusiv există bani pentru că s-au strâns niște fonduri, da? Știm, avem un capăt de ață de care să ne apucăm, avem niște date, avem niște cifre, știm că problema există, dar pentru că nu măsurăm cu exactitate, ne putem fofila de la rezolvarea ei. Câțiva specialiști. Doamne, Tena 14, te rog eu, taci dracu, cu tot respectul, nu vă mai suport, taci dracu și atinge iarba. Mați. Scuze de reacție, dar dă-o în pis, du-te și atinge iarba, te rog eu frumos. Du-te www.ijobs.ro sau www.ieșafară-și-atinge-iarba.ro. Cu cei care au venit din străinătate pe valul acela de simpatie de la începutul, să știu, anilor 90, începutul anilor 2000, când veneau și niște bani, bani pe proiecte europene, există încă o masă de specialiști care ar putea să formeze alți specialiști. Adică avem lucrurile de care... Foarte, foarte important că mi-am adus aminte, era o știre pe care am uitat să o arăt. Apropo de ONGN, care este literalmente Superbet. Pentru cine nu știe, ONGN este Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc. Sunt oamenii care dau licențele de funcționare, care ar trebui să amendeze operatorii de jocuri de noroc și așa mai departe. De asemenea, sunt oamenii care sunt literalmente mână în mână cu absolut toate casele de pariuri și păcănele și cazinouri, pentru că nu e așa, de acolo vin banii. Vă reamintesc de domnul ăla care a câștigat 130.000 de euro în 3 ani de la Superbet, jucând la reprezentantul ANAF de la ONGN, jucând la Superbet, a câștigat 130.000 de euro în 3 sau 4 ani. ONGN este gen o glumă proastă, e ca și cum ar fi Superbet la conducerea instituției statului ONGN. Și a ieșit această chestie. Corpul de control a descoperit că șefii ONGN nu au protejat tinerii de jocurile de noroc, întârziind de 4 ani un ordin nedat nici acum. Vor fi schimbați. Sanchi. În mod evident, Sanchi. S-au descoperit și aici probleme majore. Din cauza neregulilor, cei din conducere vor fi schimbați, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea. Mai multe decizii și declarații recente ale înalților responsabili români indică un mecanism de penetrare fără precedent a statului de către lobby-ul industriei jocurilor de noroc. Ministrul Boloș a dezvăluit săptămâna trecută la Europa Liberă că a concediat 2 importanți funcționari din Ministerul de Finanțe după ce aceștia au întârziat legislația ca să fie favorizate casele de jocuri de noroc. Premierul Marcel Ciolacu... Premierul Marcel Ciolacu a declarat și el despre păcănele. În pandemie au stat la masa guvernului, acum amenință politicieni. S-a depășit orice limită. Eu am mai zis că nu pun botul la asta lui Ciolacu. El a acuzat și un șantaj la adresa lui și a unor parlamentari care promovează schimbări de lege care nu convin firmelor de jocuri de noroc. Lobby-ul caselor de jocuri de noroc manifesta și în societatea, a adunat reacții împotriva sa. Prim-ministru a mai spus că firmele de pariuri concediază jurnaliști, s-a depășit orice limită. Trimiterea fiind la redactorul GSP, Cătălin Țepelin, dat afară pentru că a refuzat să sugă carasul la Superbet. Raportul Corpului de Control a descoperit și aici pe nereguli majore la ONGN. Să ne înțelegem, eu sunt total de acord că conducerea actuală a guvernului este tot la fel de mână în mână cu casele de pariuri și cazinourile, numai că vor să-și facă niște capital politic și probabil au niște certuri de tipologie, vrem niște șpăși mai mari. Unde e, mă, nene? Oficiul trebuia să dea din 2019 un ordin de protejare a tinerilor față de jocurile de noroc pe care nu l-a dat nici acum. Corpul de control a notat în raportul său că președinții ONGN nu au emis un ordin pentru protejarea tinerilor de sălile în care se desfășoară jocuri de noroc. Aveau obligația să reglementeze activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, să prevină dependența de jocuri de noroc, să promoveze mesaje privind responsabilitatea în cazul jocurilor de noroc, să soluționeze rapid litigiile dintre un organizator de jocuri și un jucător. Din 2019 încoace nu au emis acest ordin, au declarat surse oficiale pentru Libertatea. Da. Pentru că ONGN este literalmente Superbet, iar Superbet în mod evident are ca interes ca tinerii acestei țări să joace la păcănele. Sper să nu mă dea în judecată, doamnă judecător, este un simplu pamflet ce se întâmplă aici la mine pe stream, puteți observa oamenii cum râd în chat, toată lumea se distrează, strângem bani pentru o cauză bună, nu cred că încape vorba de... Eu sunt un simplu pamfletar, uite cum râde chat-ul, de exemplu, sunt doar un biet pamfletar, în niciun caz nu este vorba de declarații pe care mi le însușesc. Da, mă rog, asta voiam să readuc aminte, că ONGN este literalmente super. Este o instituție super, ONGN. Ador cât de super este ONGN. Este foarte super. Așa, continuare. Am avea nevoie pentru a dezvolta. Le-am avut în toți acești 10, am pierdut cel puțin 10 ani, dacă nu 20 de ani, în care nu s-a întâmplat nimic. Este incompetență sau este premeditată toată treaba asta? Domnule procuror, sunt nevinovat, despre ONGN eu doar am cântat. Este incompetență sau este premeditată toată treaba asta? Cred că este indiferență. Și îmi pare rău să o spun, dar din păcate... Și eu, ca medic, recunosc că școala medicală românească nu creează responsabilitatea pentru viața pacientului. Total de acord cu expertiza domnului doctor, pentru că cred că e evident pentru toată lumea că nu există studii specializate la noi în medicină pentru așa ceva, dovadă fiind și faptul că nu există nimic... Nu există experți sau whatever angajați de stat ca să ajute oamenii dependenți de păcănele, dar la întrebarea cu rea voință, cred că în mod evident este rea voință, pentru că vorbim de niște sume incredibile de bani care se învârt între câțiva oameni, practic guvern, legiuitori și cei câțiva oameni de la conducerea caselor de pariuri și jocurilor de noroc și de păcănele. Cu siguranță este reavoință. Toate semnele arată chestia asta, toate investigațiile arată chestia asta. Faptul că mâine la prima oră puteți să luați de pe stradă un copil de 17 ani, să-l puneți să joace la păcănele, dovedește chestia asta. Faptul că nu puteți să vă excludeți de la jocurile de noroc, dovedește chestia asta și așa mai departe. Faptul că singurul ajutător pentru dependenți este un site care se numește joacaresponsabil.ro, care este administrat și plătit de către casele de noroc și cazinouri, unde angajați sunt niște oameni care stau pe ștatele de plată de la aceste cazinouri ca să facă propagandă pentru acestea, cum ar fi doctorul Cristian Andrei, care literalmente s-a pus capră în fața unui super jucător din această piață și mănâncă căcat cu polonicul la... instituții precum Canal D sau alte televiziuni care îl invită. Sper ca doctorul Cristian Andrei să mă dea în judecată, aceasta nu este un pamflet, doamnă judecător. Superbetul doar să nu mă dea, că cu aia e mai greu de câștigat, dar doctorul Cristian Andrei spune să mă dea în judecată din punctul meu de vedere. Cumva faptul că oamenii mor, faptul că oamenii suferă, faptul că oamenii se îmbolnăvesc, devin dependenți, își pierd familiile, își pierd slujbele, nu pare să fie un motiv suficient de puternic ca cei responsabili de medicina românească să vorbeați de colectiv, nu? Dacă nici când îți mor 60 de oameni nu poți să construiești un centru de arși, există o deficiență morală în sistemul medical românesc. Părerea mea este că Ministerul Sănătății ar trebui să aibă un cuvânt de spus în această problemă, pentru că este o problemă de sănătate publică. Dar chiar dacă... Nu asta zice că e o problemă de sănătate publică, dar există undeva în toată structura statului român, fie că vorbim de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, cum îi spune, fie că spune Ministerul Sănătății, există în momentul ăsta în România un specialist de sănătate publică care este plătit să se uite la industria asta și să o evalueze și să genereze, nu știu, propuneri de măsuri? Nu știu să vă răspund la această întrebare. Eu cred că mai degrabă nu. Dar asta ar fi ceva revoluționar pentru România, să avem un specialist de sănătate publică care informează ministrul cu privire la diferite... Un consilier al președintelui, da. Al primului ministru. La final nu am o concluzie inteligentă, ci doar o rugăminte. Până când autoritățile noastre se vor trezi și vor face ce trebuie, așa cum se întâmplă în multe țări civilizate deja, e tot treaba noastră să ne ajutăm unii pe alții. Dacă ai recunoscut simptomele de adicție la tine sau la cineva apropiat, întinde o mână. Începe o discuție între patru ochi și creează încredere. În cele din urmă depinde tot de noi să ne salvăm de acest monstru cu 1000 de capete care suge din energia noastră a tuturor și încearcă să ne convingă pe banii noștri în fiecare zi, pe fiecare ecran și pe fiecare clădire, mânjindu-ne artiștii că e normal să-ți joci economiile de o viață pe un ecran sau la 2 lovituri de buton. Așa este. De acord. Respectele mele domnului George Buhnici. Sper că dacă vom fi dați în judecată de Superbet, sper că vom fi împreună în acest proces ca să vă satisfaceți dorința cu judecata. Dar în afară de asta, respectele mele pentru luarea de poziție pe subiect. Enemies to lovers? Nu, în absolut niciun caz. Doar ofer Buhniciului ce al Buhniciului. Vezi că ai uitat să te duci la George Buhnici pe canal. Mor de ăștia de intră de bunăvoie și nesiliți de nume pe o platformă nișată în curul internetului twitch.tv/fire și nu înțeleg ei de ce nu las video să meargă 100%. Gen, de ce nu dispar din fața ecranului și doar las video să meargă? Vezi că trebuie să mergi pe YouTube la George Buhnici ca să vezi video fără intervențiile mele, prieten drag. Aici nu știu dacă vezi, scrie acolo sus twitch.tv/fire. Da, da, ori reacționezi prea mult, ori reacționezi prea puțin. În alte știri, contesa digitală Ana Morodan condamnată la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare. Vlogărița trebuie să presteze muncă în folosul comunității involuntari. Vlogărița Ana Morodan, cunoscută în lumea modernă drept contesa digitală, a fost condamnată joi la 1 an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare și efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității, după ce în luna martie a produs un accident auto, având permisul de conducere suspendat și fiind sub influența alcoolului și drogurilor, potrivit Ager Press. Ador cum se continuă asta cu drogurile. Bă, să mă cac în toți jurnaliștii nenorociți. Bă, numai jurnaliști nenoroci. Cât de nenorocit trebuie să fii cu aia, zici droguri, când aia era pe medicamente. De ce nu zici că era pe medicamente? De ce zici droguri? De ce zici droguri? Nu mai pot cu nenorociții ăștia care împing acest... N-am vrut să mă mai uit. N-am vrut să mă mai uit, dar... Gen, am închis ăla, dar am văzut un reportaj care m-a scos din minți. Fiți atenți. Ok, este o știre despre un motociclist care a fost ucis de un șofer beat și drogat. Să pregătiți să vedeți șoferul beat și drogat? Fiți atenți. Un om de 52 de ani, metamfetamine. Omul care și-a făcut leasing la Loganul nou era pe metamfetamine seara în Drumul Taberei. Băi, și nu s-o opresc, men, cu nenorocirile. Băi, nu s-o opresc, futule, în muma, în cur de nenorociți. Nu s-o opresc cu minciunile astea nenorocite de poliția curului. Pentru ce nu știe subiectul, oamenii care sunt aici din totdeauna știu cât de mult am rentuit pe căcatul ăsta. Aparatele Dractes din România sunt gen ruletă rusească. Aparatele Dractes din România e ca și cum ai face, ca și cum ai da la barbut să vezi dacă ai băgat sau nu droguri, pentru că unele dintre ele au rată de fals pozitiv de 50%, băgame și pula morților! Deci atât de tare mă enervează căcatul ăsta și toate știrile. Deci e 50-50. Păi e 50-50 dacă ai băgat metamfetamină sau nu. Și toate știrile, pe orice căcat, ăla era drogat, ăla era drogat, ăla era drogat. Și cumva se formează această idee că toată România se droghează cu aia. Toată România se droghează și avem nevoie să-i băgăm pe toți la pușcărie și să crească pedepse, că ăsta e scopul. În caz că e cineva care se întreabă care e scopul pentru care se împinge atât de mult asta cu drogurile, ăsta e scopul, ca să mărească pedepsele pentru droguri, ca politicienii să poată să zică după, iată cum am condamnat 5 copii la 8 ani de închisoare. Ăsta este scopul, asta sunt numele majoritatea țărilor care au acest sistem punitiv când vine vorba de droguri. 52 de ani, 52 de ani cu leasing la Loganul nou. A așteptat să-i vină Loganul nou de pe platformă din China. 52 de ani băga metamfetamină în Drumul Taberei. 52 de ani băga metamfetamină în Drumul Taberei. Futu-vă în... Deci atât de enervant, man, atât de enervant. Și nenorociții ăștia de jurnaliști iau, efectiv, mănâncă tot ce servește poliția română, care are un interes direct în a zice, ia uite că-s drogați, să-mi păstrăzi, trebuie să-i prindem, să le dăm pedepse, să-i băgăm la pușcărie. Nenorociții pulii mele. Moșul de 52 de ani drogat cu metamfetamine în Drumul Taberei. Vă neam un cur. Mă scuzați dacă nu mai spor. Și v-am zis că am avut, că asta mă enervează, că am avut un caz pe care îl cunosc personal, genul de om care nici nu contează. La fel, l-au prins cu, în mod evident, cu 0 la alcool și i-a dat la metamfetamine. S-a dus la analizele de sânge și nu i-au dat analizele de sânge de, să zic, un an și 4-5 luni, nu i-au dat analizele de sânge și au suspendat permisul și are dosar penal deschis pe numele lui până când vin analizele de sânge. De un an jumate aproape. Dosar penal deschis pe numele tău și fără dreptul de a conduce de un an jumate pentru că există aparatul pulii care dă fals pozitiv 50% la metamfetamine. Știi, și ea și aplică asta la un șofer Uber, la un taximetrist, la un om care face cu dubița, la... Poliția română care inventează drogați peste noapte. Și ei știu de chestia asta. Ei știu de chestia asta și adică încă continuă să folosească aparatele aia nenorocite. Ei știu, they know it. Sunt studii. S-au făcut studii pe aparatul pe care îl folosește poliția română, v-am mai arătat o dată. Pe aparatul pe care îl folosește poliția română s-au făcut studii că are fals pozitiv 50%. Și încă îl folosesc, nu e nicio problemă. Cu cât mai mulți drogați, cu atât mai bine. Drogați. E o poveste similară la Sibiu, șoferul a intrat în greva foamei în fața parchetului, șofer de tir nu poate să-și hrănească familia, da. Și altă mânărie la ăștia de-ți dau analizele de sânge. Care ăștia care îți dau analizele de sânge, ei nu ți le dau pentru că nu există fonduri. Și pare trebuie să plătești din buzunarul tău, nu mai știu cât. Să zică cineva care le-a plătit, că nu mai știu cât era, 700, 1000 de lei, ceva la mod. Să-ți plătești tu din buzunarul tău analizele de sânge ca să dovedești că l-a fost greșit. Pentru că altfel ești în cazul prietenului de care v-am zis, în care nu primești analizele. Și stai cu dosarul penal deschis pe termen nedefinit. Pentru că nu există buget pentru analize. Uite, 800, 900, 1200, da, bănesc că depinde de la oraș la oraș. Da. Da, deci nu mai suflați în căcatul ăla, mergeți la analizele de sânge dacă vi-l pune în gură. Poliția inventează drogați și colegii mei de la STB pățesc asta. Ah, da. Poliția rutieră are multă treabă. Dar mereu se blochează aici. Ne-am uitat fix din același loc acum câteva zile. Un BMW care bloca fix aici. Da, mă rog. Dragi prieteni care ați venit mai târziu pe stream, bine v-am regăsit! Sau bine v-am găsit! Te bate grasul? Da, mă bate la cursele de cai pe care pariem la Stanley Bet sau ceva, nu știu. Ale erau pe vremea mea. Dragi prieteni care ați ajuns mai târziu pe stream, bine ați venit! Facem un stream caritabil pentru asociația Sexul vs. Barza. Este asociația pe care, de la care ați văzut-o pe Adriana la mine pe stream acum câteva săptămâni și care este acum în ultimul video de pe YouTube. Dacă aveți dorința să vedeți discuția noastră, mergeți și dați-le un follow dacă toți suntem aici. Mulțumesc pentru link în chat, Iulia. Strângem bani pentru dumnealor, pentru că pe lângă faptul că sunt pe lângă faptul că Sexul vs. Barza este de departe cel mai comprehensiv canal de YouTube care a abordat tema educației sexuale de aproape 10 ani încoace și găsiți acolo 100 nu știu cât de videouri pe tema asta, probabil v-ați lovit de ele de-a lungul timpului. Există și un ONG, Sex vs. Barza, ONG care are trei teme foarte importante pe care luptă. Una este educația, desigur, tot ce fac pe canalul lor de YouTube și pe TikTok. Consiliere din 2019 până acum a oferit unui număr de peste 5300 de tineri consiliere pentru probleme emoționale, de sănătate sexuală și reproductivă. De asemenea, au colaborat și cu Salvați Copiii și cu SOS Satele Copiilor pentru zona asta. Advocacy, de 10 ani luptăm pentru ca educația sexuală în școli și serviciile de sănătate reproductivă prietenoase cu tinerii să devină realitate și promovăm drepturile femeilor. Practic, luptă pentru lucruri pe care probabil ne-l dorim cu toții de aici de pe stream, și anume să avem educație sexuală în școli și centre de centru unde să poată merge, nu e așa, un om tânăr, de exemplu, și să fie sfătuit și ajutat în problema cu care se confruntă, fie că vorbim de sănătate sexuală, reproductivă și așa mai departe. Pe Adriana Radu ați văzut-o la mine pe stream, este și membra Consiliului Economic și Social al României, unde reprezintă ONG-urile pentru drepturile femeilor și drepturile sexuale și reproductive. Și da, desigur, dacă doriți și vă place ideea faptului de a avea, nu-i așa, cât mai multă educație sexuală în școli și cât mai mult ajutor pentru oamenii care se confruntă cu probleme de sănătate sexuală, reproductivă și așa mai departe, vă încurajez cu mare drag să donați. O puteți face scriind în chat semnul exclamării donează. Banii merg direct către PayPal-ul Sexul vs. Barza. De asemenea, dacă nu vă permiteți în momentul ăsta să donați sau nu doriți să o faceți aici pe stream, o puteți face la ei pe site sau dacă nu vă permiteți și sunteți angajați sau aveți o firmă sau lucrați la o firmă, puteți să redirecționați impozitul care oricum mergea la stat către dumnealor. Există formular pentru așa ceva, probabil îl găsiți și la ei pe site, e formularul de 3,5%. Sunt bani care, dacă ești salariat în România, acei 3,5% se duc oricum la stat, iar tu poți alege prin formularul respectiv ca banii respectiv să nu mai meargă la stat, ci la un ONG pe care îl alegi tu cu mânuța ta. Acesta poate să fie Sexul vs. Barza. Și ca firmă, dacă lucrați la o firmă mai micuță sau whatever, puteți să mergeți puteți să introduceți ideea către șefii dumneavoastră de a dona tot așa o parte din impozit, cred că 20% e, către orice ONG printre care poate să fie și Sex vs. Barza. Dorința lor este să ajungă la următoarea generație de adolescenți, la fel cum au făcut-o cu generația mea de adolescenți. Și pot să fac asta doar cu ajutorul nostru, susținându-le activitatea. În primul rând cu donații, vă puteți face chiar și donații recurente la ei pe site sau puteți dona aici o sumă pe care vă doriți acum. Și de asemenea prin promovarea activităților lor. Urmăriți, vedeți ce fac. Repet, canalul Sex vs. Barza este aur curat când vine vorba de... Când vine vorba de teme de educație sexuală și nu numai, vă recomand cu mare drag, mai ales dacă sunteți în zona adolescentină, post-adolescentină, aveți foarte multe ce învăța de acolo, sunt 160-180 de videouri din care cu siguranță aveți ce învăța. Acestea fiind zise, vă mulțumim din suflet tuturor oamenilor care au donat până acum, o puteți face în continuare. De asemenea, nu trebuie să aveți cont de PayPal ca să donați. PayPal este doar un intermediar al tranzacției. Poți să donezi pur și simplu fără cont de PayPal cu datele de pe cardul tău. Sido, mulțumim de 5 euro. Beatriz, mulțumim de 5 euro. Omul Anonim, mulțumim de 5 euro. Sărut mâinile. Și Andy, 122, mulțumesc foarte mult de 5 gifted. Sărut mâinile. Așa, vreau să citesc articolul ăsta de la Libertatea. Reportaj Viața în Bucureștiul mașinilor, unde există un autoturism aproape la fiecare pieton. În București și Ilfov există peste 1,5 milioane de mașini la 2,3 milioane de locuitori. Asta înseamnă că la fiecare 3 oameni există 2 mașini. Dacă socotim doar capitala, sunt 1,4 milioane de mașini la puțin peste 1,7 milioane de locuitori, potrivit ultimului recensământ, aproape omul și mașina. Și aici, desigur, luăm în calcul și faptul că există și oameni care, nu-i așa, nu conduc sau nu pot să conducă, dar copii bătrâni. Locuri de parcare de reședință există doar pentru 15% dintre mașini. Fotoreporterul Dumitru Angelescu a surprins în imagini Bucureștiul sufocat de mașini. Ioana Lungu așteaptă la semaforul de pe strada Banu Manta cu șoseaua Nicolae Titulescu. Singura parcare din zonă e plină ochi deja în jurul prânzului. Sunt mașini parcate și pe alei. Femeia abia a ieșit la pensie după ce a lucrat o viață ca proiectant de drumuri și poduri și spune că de 50 de ani de când locuiește în București s-a obișnuit cu aglomerația, ba chiar a devenit dependentă de ea. Mă deranjează când văd mașini parcate, dar fiind din domeniu știu care sunt problemele. Nu sunt spații. Avem minimum o mașină la familie. Eu locuiesc la un bloc cu curte interioară și o familie are 3 mașini. Exact ce ziceam. Nu mișcă decât una, dar le ține pe celelalte. Nu avem spațiu în București, spune femeia care crede că aglomerația e meteahna tuturor marilor capitale. Eu am mașina în parcare, merg pe jos și când aveam serviciu mergeam pe jos 3,5 km, spune femeia. Sido, mulțumim de 5 euro și Mădălina Alina, mulțumim de 10 euro, să rămână. Viorel crede că este foarte periculos să fii biciclist în București. Total de acord. Viorel Colen înfruntă traficul din București pe bicicletă. Ca biciclist e infernal. E foarte greu, mai ales dacă vrei neapărat să mergi pe șosea, e dificil. Te depășești la 5 cm, normal ar fi la 1 metru. Pe trotuar, dacă mergi, lumea e mai irascibilă, ideal ar fi pe carosabil, dar dacă te-a lovit odată, mi-a deschis cineva o ușă în față și am căzut, lucru care mi s-a întâmplat și mie pe bicicletă. Dar chiar și așa preferă bicicleta în locul mașinii, trebuie să mă mențin să fac mișcare. Șoferul unui camion din Ploiești închide repede remorca și pornește spre Piața Victoriei. Mă enervează traficul din București, mă bucur că nu locuiesc aici. Efectiv, asta zice orice om care vine în București. Numărul de vehicule înmatriculate în circulație la sfârșitul lui 2022 în regiunea București-Ilfov a ajuns la peste 1,5 milioane. Potrivit institutului, potrivit INS, 99% dintre ele sunt autoturisme, restul autobuze, microbuze, motociclete și mopede. Populația zonei este, potrivit ultimului recensământ de finalizat anul trecut, de 2,3 milioane. Adică sunt 2 mașini la fiecare 3 locuitori din București și Ilfov. Nu sunt puse la socoteală mașinile aflate în tranzit prin București. 18% din totalul autoturismelor în circulație din toată țara sunt în București și Ilfov. Numărul mașinilor a crescut cu 50% în ultimii 12 ani în capitală. Pentru cele 1,46 de milioane de autoturisme există doar 230.000 de parcări de reședință, adică doar pentru 15% din totalul mașinilor. Transportul și traficul sunt vinovate și pentru poluare. La nivel global, traficul contribuie cu aproape 30% la contaminarea aerului și produce victime. Avem și mult prea multe mașini, cred că asta e o altă problemă. Pare să nu fie un oraș care e dominat de mașini. Pare să fie un oraș care este dominat de mașini, pardon, a spus cercetătorul Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteorologice extreme. Okay. Bucureștiul este al 7-lea cel mai aglomerat oraș al lumii din punctul de vedere al traficului, conform indexului TomTom, cu 277 de ore pierdute anual la coada la semafor, arată același articol al jurnalistei Libertatea Cristina Radu. Și acum să vedem în chat toți oamenii care zic: adevărat, eu am fost în căcat oraș și este mult mai aglomerat ca Bucureștiul. Oamenii de știință cu siguranță au un interes să mintă în legătură cu Bucureștiul. Eu nu pot să cred că Bucureștiul este mai aglomerat ca Sighetul Marmației, cum zice cineva foarte bine. Nu pot să cred, n-are cum. De fiecare dată când citez studiile astea de la TomTom și mai este încă unul care face în fiecare an, mereu apar, Doamne, înseamnă că tu n-ai fost în... Îl țin și acum aminte pe ăla care este de München. Doamne, înseamnă că tu n-ai fost în München. Doamne, păi înseamnă că tu n-ai fost în Londra. Doamne, înseamnă că tu n-ai fost în Paris, da. Da, am fost. Am fost și n-a trebuit să merg eu personal, pentru că studiile zic că Paris, Londra, orice altă mare capitală din vestul Europei nu este atât de aglomerată precum Bucureștiul din punctul de vedere al orelor pierdute în trafic. Didelel, mulțumim de 20 de euro, Anonymous, mulțumim de 10 euro și Corporatist Obosit, mulțumim de 5 euro, să rămână. Înaintea Bucureștiului e Londra, Marea Britanie. Fuck! Fuck! Stai că au scos de ăsta nou. Londra e pe 1 acum! Londra e pe 1! Ia, cum era în 2021? Debunked! Am scris, am dat search ranking 2021. Dă-mă, nene. Nu vreau să ne dea. Aha, 2021. Iată. În 2021 nu s-a aflat nicio mare capitală, de aici era sursa din capul meu, în 2021 nu s-a aflat nicio mare capitală europeană de vest în top 10, în schimb s-a aflat Bucureștiul pe locul 8. Dar acum se pare că anul ăsta și-au făcut loc atât Londra cât și Parisul. Iată, Londra este pe locul 1. Pe urmă este Bengaluru în India, Dublin, Sapporo în Japonia, Milano, București pe 7, am urcat un loc, respect. Lima, Manila, Bogota și Parisul e abia pe 11, Roma pe 12, Bruxelles pe 14. Da, oricum este absolutamente criminal, dar wow, dar ce diferență e Londra noastră. Oricum ar fi, este absolutamente criminal conceptul. A, nu! Ne-au scăzut 10 secunde. Actually, suntem mai bine. Noi am urcat pe locul 7, dar zice că suntem mai bine. Ne-au scăzut 10 secunde din 2021. Păi da, pentru că e plin de români în Londra acum. Ce soluții au găsit alte țări? Proiectele mari propuse de primarul capitalei Nicușor Dan acum 2 ani pentru decongestionarea traficului erau construirea unei linii de metrou de suprafață pe infrastructura CFR existentă și crearea a 10 ieșiri care să facă legătura dintre cartierele bucureștene și autostrada de centură, da, cred că. Acestea au fost însă criticate de experți în infrastructură, motivând că nu sunt fezabile. În paralel a fost organizat proiectul Străzi Deschise, prin care Calea Victoriei a devenit pietonală în weekend. Primăria pregătește și un plan urbanistic general care să reducă traficul până în 2035, plecând de la un studiu de fundamentare. S-a lucrat pe 2 scenarii, iar cel optimist arată că putem avea un trafic mai lejer doar dacă realizăm proiecte majore, precum autostrada de centură și modernizarea zonei de sud a șoselei de centură, care vor prelua parțial traficul de tranzit, investiții în extinderea rețelei de metrou, realizarea drumurilor radiale, dublarea liniilor de tren metropolitan pe anumite segmente, a enumerat planurile primarul general, a mai menționat și extinderea liniilor de tramvai, reorganizarea unor mari artere, crearea de piste de biciclete, de benzi unice pentru transport public, crearea de spații pietonale, lucruri care se întâmplă în absolut orice oraș civilizat și care are de gând să pună cetățeanul înaintea fiarei pe patru roți. În același timp, la nivel global, există un trend de regândire a orașelor astfel încât să fie redate pietonilor și bicicliștilor. Este o afirmație puțin belicoasă, dacă e să mă întreb pe mine. Nu cred că vrea nimeni să fie redat orașul pietonilor și bicicliștilor. Cred că ideea este să creăm mai mulți pietoni și bicicliști prin transport alternativ frumos și drăguț și la standarde bune și la standarde sigure. Foarte important, pentru că, repet, este absolut unsafe să fii biciclist în București, de exemplu. De asemenea, să nu uităm pentru toți labagii care urlă trolebuzul merge greu, autobuzul merge greu. Sunt total de acord cu aceștia, autobuzele și trolebuzele merg foarte greu în București, și tramvaiele, iar unicul motiv pentru care acestea merg greu și nu vin la orele stabilite este 3, 2, 1 și traficul făcut de mașini. Bravo! Exact. De asta nu vin autobuzele și trolebuzele și tramvaiele la timp, din cauza traficului făcut de mașini pe străzile pe care circulă autobuzele și trolebuzele și tramvaiele. Și dacă ați zice, ok, dar mașinile nu circulă pe linia de tramvai, ei bine, prieteni dragi, înseamnă că nu sunteți din București dacă credeți că mașinile nu circulă pe linia de tramvai. Vă invit în absolut orice intersecție mare din București să vedeți cum sunt tramvaiele blocate în mijlocul intersecției din cauza unor dobitoși care au forțat roșu și au rămas blocați în mijlocul intersecției. Dobitoși care există la fiecare schimbare a semaforului. Bine, frățioare, mergi tu cu bicicleta în București. Eu sunt ok, nu vreau să mor. Un lucru bun făcut de Nicușor în ultimul an este faptul că au tot început să se facă linii dedicate pentru autobuz. Adică le strântesc stâlpișori pe trotuar ca să nu se mai poată băga mașinile peste linia de autobuz. Lucru care este esențial pentru funcționarea bună a transportului în comun, să existe linie dedicată pentru autobuz și trolebuz. V-am povestit pe stream-ul trecut cu trolebuzul blocat de băiatul care aștepta pe cineva în fața blocului. Uite, Nicu, care este un șofer de autobuz aici în chat, zice: spre exemplu, la o oră de vârf am 55 de minute pe semicursă, iar seara, la ultimele două curse, am 30 de minute pe semicursă. Lucru care ar însemna că, teoretic, dacă ar avea o bandă dedicată, și la ora de vârf ar trebui să facă tot în jur de 30 de minute. Nicu e bizarro, Dănuț 58. No, Nicu e băiat, îmi place de el. Ruxandra Elenei, specialistă în mobilitate urbană în Olanda, locuiește în Utrecht, considerat cel mai ciclabil, nu știu de cuvântul ăsta, cel mai biciclistic oraș din lume, cu 420 de kilometri de pistă pentru biciclete și cea mai mare parcare de biciclete cu 12.000 de locuri. Într-un dialog pentru publicul Libertatea, aceasta a explicat ce se poate face și în București. Modul în care îți aranjezi prioritățile ca oraș face diferența. Dacă vrei să prioritizezi autoturismele, nu vei avea spațiu pentru altceva. Dacă vrei să prioritizezi pietonii și spațiul verde, va trebui să iei de undeva acel spațiu, deci de la autoturisme, evident, și să-l dai spre bicicliști, pietoni și spațiu verde. Măsurile care s-au luat în Olanda începând cu anii 70 au fost dure. Restricționarea accesului cu mașina în orașe, parcări scumpe și pe intervale orare limitate, o legislație care favorizează biciclistul în cazul accidentelor cu mașinile și îl făcea bun de plată în special pe șofer. La orice construcție de infrastructură urbană, bicicliștii erau luați în calcul. Și acum vreți să ne avântăm în rubrica de comentarii? Vreți să ne aruncăm în rubrica de comentarii? Guac! Mulțumesc de 33 de luni, să rămână. Întâi, mai bine verificați câte mașini matriculate în alt județ fac de fapt Uber prin București, pe lângă... Aha, ok. That's a good argument, actually. Ok. Foarte bune comentariile. Mulțumim. Mi-a plăcut foarte mult acest articol pe care l-am găsit pe subredditul Airfuckcars Romania, un subreddit care îmi place foarte tare. Primăria Capitalei a declanșat operațiunea de anihilare a proprietarilor de mașini, lucru care nu poate decât să mă încânte. Lucru care nu poate decât să mă încânte. Felicitări, Nicușor Dan! Felicitări, Nicușor Dan! Anihilați toți proprietarii de mașini! Felicitări! Ai votul meu, Nicușor Dan, dacă este adevărat ceea ce spune Ion Alexandru, un pseudonim penibil. Cât de prost să zici? Ok, stai, poate e o persoană reală. Da, nu mă îndoiesc. Pseudonimul Ion Alexandru, nivelul de creativitate. Poate e un om real și așa îl cheamă. Asta e, dacă ăsta este adevărul, pe aia. Primăria Capitalei condusă de Nicușor Dan pune monopol nu doar pe bulevarde, ci și pe strădutele secundare din zonele cu case și cu blocuri, vizate fiind locurile de parcare utilizate, până în prezent în mod gratuit de către cetățeni. La ce se referă? Ok, hai că citesc. Chiar în zona Eminescu, pe o străduță îngustă pe unde nu circulă mijloace de transport în comun, locuitorii s-au trezit cu dungi albastre trasate lângă trotuare, alături de panouri prin care sunt anunțați că parcarea autoturismelor se taxează cu 5 lei pe oră sau cu 30 de lei pe zi. Un lucru semimincinos, având în vedere faptul că... există parcări rezidențiale care în mod evident nu costă atât. Parcarea rezidențială încă este extrem de ieftină în București, undeva la 600-700 de lei pe an, ceva la modul, pe an! Și până acum 2 ani a fost 70 de lei pe an. 70 de lei pe an! Și acum s-a scumpit și e 600-700 de lei pe an. Să ai o mașină parcată în București, la blocul tău, pentru tot anul, este mai ieftin decât un abonament STB pe tot anul. Am plătit eu, abonamentul STB pe tot anul este 700 de lei și să ai loc de parcare în fața blocului pentru hârbul tău este mai ieftin de atât. Ca să înțelegeți cât de ieftin este. N-are cum, mă, 70, las-o dracu! Parcarea de reședință se scumpește de 7 ori în București în 2022. Sumele anuale vor fi cuprinse între 300 și 600 de lei. Da? Și faci tu calculul, dar între 300 și 600 de lei cât înseamnă de 7 ori mai puțin și o să ajungi la rezultatul de care ziceam eu mai devreme. Așa, un tarif zilnic de 30 de lei pentru un loc de parcare astfel marcat înseamnă costuri anuale de 10.000 de lei pentru un singur autoturism, tarif care în multe situații depășește chiar valoarea mașinii în cauză. Uee! În mod evident este un bullshit fantastic, nimeni nu este atât de... Adică, mă, poate sunt oameni care își permit să plătească această sumă, dar nu ar avea de ce să o facă, pentru că aceste locuri de parcare sunt cele făcute de primărie. Nu sunt cele rezidențiale. Dacă ai loc de parcare rezidențial, repet, costurile sunt între 300 și 600 de lei, cât ați văzut acolo. Iar acestea sunt locuri de parcare oferite de primărie pentru pentru parcat câteva ore și așa mai departe. Și dacă vrei să le ocupi pe perioadă lungă, ăsta este tarif. Dacă vrei să-l plătești. Iar costul ăsta de 10.000 de lei, că nu mai știu cât era, 9.000 de lei ca să ai abonament să lași mașina oriunde vrei tu în București pe perioada unui an. Deci dai 900 de lei și puteai să lași mașina oricând, oriunde, pe orice loc de ăsta albastru. Da, mă, e un articol de ăsta de făcut de niște oameni cu viermi în creier despre măsurile de mult întârziate care trebuiau să fie luate în legătură cu parcările în București. Care sunt șansele să se facă victorie pietonală în următorii 5 ani cât mai prind în București? Probabil că zero, pentru că Nicușor nu o să mai câștige încă un mandat, iar cu siguranță următorul primar va resuge de la șoferi. Omul anonim, mulțumim de 5 euro, azi ziua mea să fie primit, la mulți ani, sărut mâinile. Vlad W, mulțumim de 10 euro să reînvie donațiile. De acord! De acord! Ce faceți? Ce faceți? Ok, jokes aside, știu că nu este un subiect la fel de... Din păcate, na, ăsta este blestemul ONG-urilor care nu salvează copii din fântâni și așa mai departe, dar... Chiar vă încurajez cu mare drag să donați către Sex vs. Barza. Fac o treabă super bună și dacă vă doriți, nu e așa, ca copiii dumneavoastră sau poate chiar dumneavoastră, dacă sunteți la o vârstă fragedă, să fiți să aveți, de fapt nu dumneavoastră, că nu aveți de unde să dați bani, dar ca idee, apropo de educația sexuală și de beneficiile acesteia, da? Ce vorbeam și cu discute despre avort și toate căcaturile cu Adriana aici pe stream. Deci, cum ar spune Lenin, donați, donați, donați. De ce nu se ridică mașinile care sunt parcate aiurea? În unele sectoare se ridică, cred că în 5 și acum recent în 6, cred că se ridică. Și mi-am adus aminte de ăla care îmi zicea cum bicicletele merg cu 100 la oră prin oraș și nu sunt înmatriculate. Un șofer blochează poarta școlii, dar elevii găsesc o soluție inedită să ajungă în clase. Băi, aparca mașina în poarta școlii mele. Let's go! Igorelius! Mulțumim! Mulțumim! Sărut mâinile, Igorelius, pentru 100 de euro. Aia zic! Sărut mâinile, let's go! My employer, Jeff Bezos. My friend, thank you for 100 euro. Thank you for ripping from your mouth. Că ți-ai rupt de la gură. Thank you for ripping from your mouth to give for sex against the stork, my friend, yes? Jeff Bezos zice aici. Sorry, employee, I have to move some money to afford this. A trebuit să scoți din ăla de-ți face round-up de la BT, de la Revolut, de-ți face round-up. A trebuit să scoți de acolo, din economii. Intercourse confronts stork. Mulțumim foarte mult, apreciez enorm. Da, un om care literalmente a parcat în intrarea de la școală. Vreau să cred că nu e cineva atât de nenorocit să fi parcat intenționat, dar nivelul de durimpulism general al șoferului obișnuit. Cam asta e situația. Also a zis Paul foarte bine că ăștia niște tocilari, că eu în locul lor plecam acasă, corect. Eu n-am putut să intru, doamnă. Ce vreau să fac? N-am putut să intru. Paul. Eu dacă aveam mașina la 12, parcam în fața liceului. Da, stai liniștit că am avut ratas ca tine în... Mă văd gata ca tine în liceu, deși tot așa parcau fix în buza liceului, doar ca să poți să sprijine mașina când ieșeau boboacele, să vadă boboacele ce pierd. Ce armă sar de bărbat pierd cu ursulețul lui care troncă-ne. O Camiro, mulțumim de 10 euro, să rămânăm. Omule Anonim, mulțumim de 25 de euro, sărut mâinile. Cene neplăcute cu șoferii din București, mașinile stau bară la bară după ce a fost restricționată circulația. Anonymous, omule Anonim, mulțumim de 169 de euro și zice, sper că ai un meme bun pentru suma asta. Din păcate nu, dar cred că aveam un meme bun la 420, parcă aveam. Nu mai țin minte. Dar mulțumim! 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 Peste 100 cred că avem doar ceva, cred că la 420 sau nu mai știu la ce căcat aveam. Dar îți mulțumim foarte mult pentru 169 de euro. Dacă ai uitat să-ți scrii numele în donație, poți să o faci în chat. Prieten drag. Prieten al sexului versus berz. Ați înțeles voi. Anonymous, credeam că e o persoană care donează pe fiecare stream. E ok, și am crezut asta la început. Am streamit. Euforia Andreea, mulțumim de 10 euro, să rămânăm. Am o întrebare. Ce faci cu șervețelele aruncate după? Mă șterg cu... Efectiv, mă șterg cu ele. Le folosesc pe majoritatea, care nu cad pe jos, dar de cel mai multe ori cad jumate din ele pe jos. Da, pentru ce nu iese din București, s-a întâmplat o tragedie pentru bucureșteanul de rând. Fix acum când a început școala și a și venit frigul, pentru că se știe chestia asta, geaca bucureșteanului, umbrela bucureșteanului, fularul bucureșteanului este mașina. Bucureștenii n-au acces la haine de bază, n-au acces la geci de tipologie pufoaică, n-au acces la căciuli, n-au acces nici măcar la o biată umbrelă, așa că trebuie să folosească mașinile pentru aceste scopuri de a se proteja de frig, ploaie și altele. Iar fix în același timp, o mare arteră a capitalei, și anume Podul Grant, a fost băgat în renovări, blocând astfel mai multe alte artere pe care s-a dus traficul, și cam așa arăta una dintre acestea, Splaiul Independenței, unde nu se mișca nimica și era totul bară la bară. Cam așa arătau mai multe bulevarde din București din simplu fapt că s-a închis Podul Grant. Și desigur a fost un val de oameni cu doi neuroni de la volan care urlau și făceau spume pe internet despre cum nu o să-l mai aleagă niciodată pe Nicușor Dan, despre cum Nicușor Dan e cel mai mare nenorocit din lume, că din cauza lui au stat 40 de minute în trafic, pentru că din păcate șoferul average din București cu doi neuroni în creier nu poate să înțeleagă conceptul de reparații. Deci până când li se repară tot lor infrastructura, a podul pe care tot ei circulă, că tramvaiul ăla nu e de parcă nu putea să circule oricum. După ce că li se repară tot lor infrastructura, tot ei fac spume. Păi să o lase, domne. Firea cum a putut, domne, să lase totul să se degradeze? Doamne, de ce nu poate să facă și el ca Firea să lase totul să se degradeze, domnule? Că nu înțeleg. Dar nu înțeleg, dar să lase să cadă cu noi de la morții lui de pod. De asemenea, tramvaiul 41 de pe Podul Grant încă merge, da? Deci cine avea nevoie de acea rută în zilele respective, nu știu cât durează lucrările, cine are nevoie de cine are nevoie de ruta respectivă o poate accesa în continuare urcându-se în tramvai. Dar desigur că șoferul bucureștean nu are ce să caute să-i pută mâna a bară de tramvai. Let's go! Omul a zis, dacă la suma asta ai un meme bun? Holy fuck, 314 euro. După ce omul a donat 169. Mulțumim, 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 mulțumim. Bogat mai e muistul ăsta, dar anonim. Mulțumim, 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 mulțumim. 314 euro așa deodată. Mulțumim, să rămână. Acum dacă ai cerut, lasă-mă să-ți caut mema, de o aveam. Că-s băiat. De aproape 500 de euro sunt băiat cu tine. Deletu, mulțumim de 25 de euro, să rămână. Stai că-s băiat. Băiat, nu-s de la. Nu stă așa. Ia să vedem ce-ți oferim. Imediat, dăm 2 secunde. Hai de ce oferim la omul ăsta. A, da, după 100 mai e doar la 500 cu Cristina X Cyberpunk. Dar îți pot oferi o donație cu Cristina X pe care nu este prea accesată. Uite, ți-o ofer. Ți-o ofer ție pentru aceștia aproape 500 de euro. Bună ziua! Să mai ofer o dată dacă n-ai fost pe fază. Bună ziua! Da, era la 90 de euro asta. Nu prea dă lumea 90 de euro, că zic, bă, dacă dau 90, mai bine dau 100 de euro, cu toată treaba. Da. Cam asta și cu urbanismul în București. Mi-a plăcut de asemenea această știre foarte amuzantă, care zice ca titlu de la sport.ro, nu știam că mai există, zice: câți ani de pușcărie au fost prezenți la nunta băiatului Gabrielei Firea? Cel cu nota 1.20 la BAC. Băiatul Gabrielei Firea a luat 1.20 la BAC. 1.20, men. Men, omul n-a știut să se semneze. Vă dați seama? Omul n-a știut nici să se semneze. Băiatul fostului primar al capitalei devenit celebru după ce a picat bacalaureatul cu 1.20 la română, 3.60 la sociologie și 5.15 la istorie, a fost cununat de Gigi Nețoiu, fostul acționar de la Universitatea Craiova și Dinamo, condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul transferurilor. Au mai fost prezenți la nuntă eliberații George Copos, fostul patron al Rapidului, 3 ani și 8 luni. Plus 4 ani în dosarul Loteria 1. Cristi Borcea, fost acționar de la Dinamo, 6 ani și 4 luni, plus 5 ani în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța, plus fostul prim-ministru Adrian Năstase, 2 ani în dosarul Trofeul Calității, plus 4 ani în dosarul Zambaccian. Foarte frumos. Casă de piatră copilașului lui Gabriela Firea și sperăm că se va face mare și nu va ucide bătrâni. $1.20 la română, coaie. Cu un punct din oficiu. Bă, n-aș să se semneze, men. N-aș să se semneze. Da, la ce trebuie bacul când mă taie cine e? Prost să fii. Prost să fii. Să stai este chiune cu bacul, astea, cu chestii, cu trestii. Nu, 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 conflictul din Israel pe scurt de Andy Popescu, nu. Nu, 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 nu mai vreau să mai trăiesc în realitatea asta. Nu mai vreau să mai trăiesc în realitatea asta. Uite-te că nu mai doresc să mai trăiesc în realitatea asta în care suntem. Uite-te că nu mai vreau. Nu dau click nici să mă bas cu ranga. Mulțumesc. A luat intenționat atât. Dacă lua peste 6, zicea lumea că a tras maică-sa sforile pe la minister. Da. Așa m-am gândit și eu la capacitate în clasa 8-a. Nu știam absolut deloc matematica, am urât matematica, nu voiam să am nimic de a face cu matematica. Și m-am inspirat și eu de la un coleg. Și m-am oprit cu inspirația la 8.50. Am făcut calcul și m-am oprit cu inspirația la 8.50 pentru că în capul meu era, bă, la cât de analfabet matematic sunt eu, dacă iau peste 8.50 să prinde cineva. Să prinde cineva și mă dau ăștia, mă prind ăștia. Zic, nu mai gata, mă opresc la 8.50 și gata. Azi, prost eram. Ce zici cu aia? YouTube anti-ad blocă? Ce zici acolo? Și cât 7 ai luat? Am luat 8.50. Literalmente am luat 8.50 în cap. A băgat YouTube filtru să nu poți folosi ad blocker. Ce vrei să... Ce părere pot eu să am despre chestia asta? Așa ca idee. Cam ce părere aș putea să am? Nasol, ia-ți YouTube Premium cu abonament de la The Family și e 7 lei de persoană. Omul Anonim, mulțumim de 19 euro. În cinstea fiului lui Firea, haterilor. Respect. Real 90s, mulțumim de 10 euro, să rămână. Bă, sorry, eu am mai zis chestia asta. Mulți dintre voi de aici... Vă literalmente zgârciți la 6-9 lei, cred că e. Sorry, man, se sfixă aia de au BMW-uri și pun muzică de pe YouTube și le intră reclamă la Glovo, cu tot respectul. Cu tot respectul. Asta în timp ce dai 20 de euro la Netflix, cu încă 10 la HBO, cu încă nu știu unde, dar cumva la YouTube e această... Și când e, păi, 10 lei la abonament de la The Family, maximum 10 lei. Am eu, i-am dat lui bunica mea, lui, la toate neamurile le-am dat. E literalmente 10 lei de persoană. Bă, îl plătesc eu pe tot, dacă ai idee, dacă s-ar împărți. Dana RTR, cu 125 de euro. Mulțumim! Sărut mâinile! Dana RTR! Dați șervețele în chat! Îți mulțumim foarte tare! Eu mi-am făcut YouTube Premium că era periculos în trafic să tot dau skip la reclame. Adică am zis întotdeauna, bă, înțeleg dacă zi. Ești la liceu, ești căcat, n-ai. Nici eu n-am avut, nici nimeni n-a avut. Dar oameni în toată firea mea care stau cu 14 zi, oameni cu joburi, cu căcat, care au, repet, Netflix, HBO, abonament la aia, abonament la aia, ți-a furat ceva de aia, ți-a furat PlayStation banii și nu te-ai mai jucat de 5 ani. Toate căcaturile astea și să zgârcezi la aia 10 lei de la YouTube. Dă-o recu. Stai ca sclavul, skip ad. Eu pe mine mai ia de creier. Pe mine mai ia de cap, gen, când nu sunt logat pe undeva și dau la ceva play de pe YouTube, eu nebunesc. Cum adică? Cum adică două ad-uri unskippable fiecare de 30 de secunde? Cum adică? Că nu înțeleg. Ceva incredibil. Să nu mai dea sub la tine și să-și ia YouTube Premium? Da, 100%. Să nu mai dați, da, nu mai îmi dați mie sub și luați-vă YouTube Premium. Este o investiție mult mai multă pentru sănătatea dumneavoastră, sincer acum. Chiar este o investiție 15 ori mai bună să vă luați YouTube Premium în loc să aveți sub la mine. Cu tot respectul. Mie mi-a furat antena Play 2 luni după ce s-a terminat Insula Iubirii. Aia zic. Aia zic. Și da, oricum fac mai mulți bani din YouTube Premium-ul vostru decât din subs pe Twitch, efectiv, da. Da, n-am mai ca publicitate la YouTube. Bun, mai departe, în sfera imobiliară clujană de această dată. By the way, dacă vă uitați doar la Silviu și vreți neapărat sub, vă rog să urmați instrucțiunile de la comanda semnexclamării Prime, că plătiți doar 12 lei și aveți acces și la Gift Moca și la Amazon Video Prime. Atât de puțin e 12 lei cu Prime? Mă îndoiesc. Bă, da, există varianta cu semnexclamării Prime. Dar prioritizați donațiile către Sexul vs. Barza, lăsați vrăjala. Uite cum a făcut-o acest om anonim cu 5 euro sau cum a făcut-o Larisa acum 2 minute cu 10 euro, cale pe care îi mulțumim foarte mult. E 3 euro? Damn, ok. Cabralito, mulțumim de 5 euro. Și om anonim, mulțumim de 5. Ia, vedeți linkul ăla de donație ce zice. Ia dați click pe linkul ăla de donație și vedeți ce zice. Zi, Mircio, ce știri mai avem pentru azi? Știri de Cluj zice în felul următor. Constructor clujan șocat de prețurile din Cluj. Apartament de 65 de metri pătrați în Cluj costă cât unul dublu ca mărime pe Coasta de Azur. Ce? Acest ce? Fiți atenți. S-a ajuns ca un apartament de 65 de metri pătrați în Cluj-Napoca... A, să vă citesc direct. Da, da, mă. 65 de metri pătrați în Cluj-Napoca să coste cât unul dublu ca mărime, dar pe Coasta de Azur. În Cluj-Napoca costă 200.000 de euro un apartament de 65 de metri pătrați și în Italia, pe Coasta de Azur, la 10 km de Monaco, 20 de Nisa și 30 de Cannes, o locuință de 120 de metri pătrați costă 200.000 de euro. Ce e în neregulă cu noi? Ne-am stricat cumva de cap? Se întreabă constructorul clujan, a cărui identitate nu o vom divulga. Și aici este comparația între apartamentul din Cluj versus apartamentul dublu ca mărime de pe Coasta de Azur, aproape de Monaco. Eu zic că ești mai câștigat în Cluj pentru că este un oraș smart, pe deosebire de Coasta de Azur, unde cel mult, ok, da, simți briza mării, sure, ai salarii de 8 ori mai mari decât în Cluj dacă vrei să lucrezi în zonă, da, sure, adică astea sunt detalii. Dar să nu uităm faptul că totuși Clujul este smart city. Și pe lângă că este smart city, omul de pe Coasta de Azur cu siguranță vine la Cluj ca să meargă la Antol. Deci practic ești mai câștigat dacă stai aici și închiriezi cu 8.000 de euro pe perioada Antol. Regina, mulțumim de 5 euro. Și Shrimbo Hunter, să rămână. Da, iată apartamentul în cauză. Vând apartament cu 3 camere. Apartamentul este compus din living cu bucătărie, open space, 2 dormitoare, baie și balcon. Se află în cartierul Între Lacuri, pe strada Galați, n-am auzit de această locație, făcând parte din categoria blocurilor nou construite, etajul 2 din 7, 2 minute de Iulius Mall, 65 de metri pătrați util plus balcon cu acces în dormitoare, preț 200.000 de euro, ușor negociabil. Pentru cine nu știe cum arată Clujul, Iulius Mall, la care zice acest om că este depărtare de 2 minute apartamentul, este gen... aproape în afara Clujului, este la capătul Clujului, Clujul fiind un oraș extrem de mic, oricum ajungi peste tot pe jos, dar ca idee nu este deloc central, chiar dacă Clujul este extrem de mic, nu este central acest apartament nou și totuși costă 200.000 de euro. Iată cartierul Între Lacuri despre care este vorba. Și de curiozitate, din exercițiu persoanei care a făcut chestia asta cu Coasta de Azur, am intrat și eu pe niște imobiliare, cum ar fi dintr-unul dintre orașele mele preferate din Europa, Madrid. Hai să vedem, bă nene, madrilenii aia care trăiesc de 15 ori mai bine ca noi, care au tot ce am vrea noi să avem vreodată, care au și cultura cât de cât ca a noastră, care au salarii mai bune, care aia, mâncare, te cași pe tine, drepturi, cacat, tot ce poți dori. Cât plătesc bă aia pe un apartament, nu neapărat central. Și am intrat și am căutat apartamente de 3 camere în Madrid. L-am găsit pe acesta, de exemplu, un apartament cochet, drăguț, cinstit. Iată Putem găsi în acest apartament chiar și sărutul socialist. Un apartament foarte de Doamne ajută, puțin Ikea, dar cu bun gust. 3 camere, așa arată intrarea, așa arată cartierul. Frumos. Iar prețul este de 175.000 de euro pentru 70 de metri pătrați. Vă reamintesc că acest apartament avea doar 65 de metri pătrați la 200.000 de euro. Iar acest apartament de 175.000 de euro cu spațiu mai mare se află la doar 21 de minute de centrul Madridului cu bicicleta. 21 de minute cu bicicleta. Că gen poți să mergi cu bicicleta. 21 de minute de centru cu bicicleta sau aceeași distanță, același timp cu mașina dacă ai boală. Hai să nu mai uităm. Poate un caz aparte. Poate un caz aparte. Da, deci vă reamintesc că nici ăla nu era central. Clujul e mic, dar nici ăla nu era central. Madridul e mare. Da, așa ca idee. Un alt apartament, tot de 3 camere, la aproape aceeași mărime ca ăsta din Cluj, 63 de metri pătrați. Acesta costă 185.000 de euro, da, puțin mai scump. Hai să vedem, cam așa arată blocul, foarte drăguț, foarte cochet. Apartamentul în sine puțin mai vechiuț, da, a murit o bunicuță spanioloică aici. Da, avea gust bunicuța spanioloică. Dar ca idee, ca idee. Da, nu este cel mai frumos, dar din niște mobilă și niște decorațiuni el păcălești. Ăsta este cartierul, foarte drăguț, foarte simpatic. Da, aceeași mărime, 185.000 de euro. Ăsta fiind la doar 12 minute cu bicicleta de centru, de aici și mărimea, de aici și mărirea de preț. Doar 12 minute cu bicicleta de Gran Via, care este bulevardul de tip Calea Victoriei de la de la Madrileni. Mi se pare interesant, mi se pare absolutamente fantastic cum există prețuri în Cluj mai mari decât cele din Madrid. O țară și un oraș care să pișă în capul nostru cu 25 de ani depărtare, 50 poate. Cu oraș prietenos cu toate tipologiile de oameni, cu bicicliști, cu transportul în comun, cu ce vrei tu, mâncare, mori, te cași pe tine, toate bucătăriile lumii. Parcul Retiro, o superbitate, Gara Atocea, o superbitate, și prețuri mai mici decât în Cluj la unele apartamente. Sunt sigur că apartamentul ăla din Cluj este o raritate, că cineva a avut tupeu să ceară 200.000 de euro, dar așa ca idee. Are echipe de fotbal, spre deosebire de Cluj, foarte important, da? Am mai găsit unul și mai frumos. Ia uite-l. Este doar o simulare, dar putem avea încredere în dezvoltatorul spaniol că așa va arăta la finalul zilei. Sunt simulări 3D, tot așa, 3 camere, 2 băi. Ce mi-a arătat aici? Ce, o să-l renoveze sau ce mi-a arătat? Stai, ce-s pozele astea? De ce mi-a arătat simulările și acum mi arată? Cred că astea sunt pozele reale și urmează să-l renoveze sau nu înțeleg? Hai să citim. Aha, apartament cu potențial. Futu-vă în gură să vă fut. Futu-vă în gură, apartament cu potențial. Gen îți arată cam cum poate să arate. Uite, apropo de agenții imobiliari de la noi, vă dați seama că ăștia au comisionat randări 3D ca să arate la omul care cumpără cam cum poate să arate. Vă dați seama că ăștia au comisionat niște randări ca să arate la prost cam cum poate să arate apartamentul ăsta urât. Da, bine, e urâțel. În cazul ăsta este urâțel. Da, tot așa ca idee. Tot așa ca idee. Îl iei pe ăsta, mai bagi 50.000 în el și tot la prețul ăla ajungi, chiar mai puțin. În San Diego, Madrid, asta cred că este mai departe, 139.000 de euro, aceeași dimensiune, 63 de metri, 3 dormitoare. Tot așa, 16 minute cu bicicleta, chiar mai aproape decât la primul. 16 minute cu bicicleta. Dar nu ești în centrul ăsta unde se plimbă toată lumea în Madrid, dar ești aici, ești aproape. Ești aproape, nu ești foarte departe. Ești la 2 pași de gara Atocea, nu ești departe. Păi e ceva incredibil, man. Și desigur, dacă vă întrebați cumva cum arată diferențele de preț în Madrid versus Cluj, totul este mai ieftin în Cluj, în mod evident. Aici sunt toate. Iar prețurile de chirii în Cluj sunt cu 50% mai mici decât în Madrid, din datele acestor oameni. Iar puterea de cumpărare este cu 50% mai mică. Logic, nu? Adică te aștept că dacă puterea de cumpărare este mică și chiriile sunt mici. Dar aparent pentru clujenii fomiști care vor să îmbârlige niște proști să dea 200.000 de euro pe un apartament, lucrul ăsta nu este valabil și avem în Cluj prețuri mai mari decât în frumosul Madrid. Îmi pare absolutamente fantastic. Absolutamente fantastic. În Valencia nici nu mai zic. Eu am luat Madridul, că Madridul e cel mai scump. Poate Barcelona e mai scumpă, nu știu, not sure. Nici nu am avut tupeu să mă duc în Valencia, că Valencia e mai ieftină decât Bucureștiul, dar nu decât Cluj. Nici nu am avut tupeu să... Ce să cauți în Valencia? Ce să cauți în Valencia? Valencia e cât Buzău. În Valencia e un apartament cât e la Buzău. Poza Clujului versus poza Valenciei. Ce de cu asta? Nu știu ce mi-a... Nici nu mi se deschide. Cine mai folosește? De ce folosești Facebook? Cluj versus Valencia. Asta e Valencia? Nu știu, n-am fost în Valencia, vreau să merg. Da, pănuiesc că da. Valencia, Cluj. This is Cluj-Napoca for those who never heard of it. Nu e corect, la Cluj e norat. Ok. Ok. Vreau să merg în Valencia. Este pe listă. Madrid nu e safe, sorry. Da, omule, bine. Nu este safe. E drept că este mai unsafe decât Bucureștiul, dar... Da. E, păi la vecinii portughezi au venit americanii și au cumpărat tot și au ridicat prețurile, dar e mai scump în Portugalia decât... Plus că Lisabona este oraș mult mai mic. Păi și ce căcați facem în situația asta când morții ei se sparge bula, când nenorociți proprietari se vor opri din a jegmăni oamenii? Cam asta este răspunsul. Cabarel 5, mulțumim de 5 euro. Și mai devreme mulțumim de 10 euro, să rămână. Jeleu anal, mulțumim de 5. Mulțumim de 5 euro, omule. Andreea, mulțumim de 10. Andreea, mulțumim de 10 euro. E ziua prietenei mele, Adelina, so this is for her. La mulți ani, Adelina, mulțumim. Rimbo Hunter, mulțumim de 5 euro mai devreme. Hai că nu e mai scump Clujul decât Madrid. Tocmai mi-ai dat link la ceea ce am arătat eu mai devreme pe stream. Mulțumesc, omule, încearcă să urmărești stream-ul. Da, nu, începe să scadă, adică deja a scăzut cu 2-3% piața imobiliară din București. Dar ca în orice bulă specifică capitalismului, până nu vine o criză care să bage oamenii în faliment și să-i lase pe drumuri, prețurile nu scad. Din păcate, trebuie să avem un alt eveniment de tipul criza francilor elvețieni sau criza din 2009 sau alte crize asemănătoare ca să se spargă bule de genul ăsta, pentru că ce să faci? Vă reamintesc că înainte de criza din 2009 era metru pătrat la Otopen sau un voluntar, dar în apropierea Bucureștiului, cât metru pătrat în Central Park, în New York, ca idee. Exagerez, dar erau niște prețuri absolutamente astronomice și unele dintre ele nici măcar n-au mai ajuns înapoi vreodată de atunci. Asta este frumusețea capitalismului, prieteni dragi. Nu este o boală pe care o avem noi personal. Bun, acum că ai făcut gafa asta, e timpul să deschizi Baldur's Gate și să ne pupăm cu Shadowheart. Nu, că dacă deschid Baldur's Gate nu mai donează nimeni. Hai și donați! V-am anunțat, v-am zis, da, fă joi! Chiar aici cer o mică mare bucurie, la mine în provincie s-a dat lege, mulțumesc Iulia. La mine în provincie, aveți link-ul în chat. La mine în provincie s-a dat lege unde Airbnb-urile sunt interzise de la anul respect. Pentru cei care cumpără o altă casă să o facă în Airbnb. Noi aici avem o criză enormă de housing care este în toată... Da. And this is such good news. De 3 zile mă bucur să citesc cum landlords îi plâng cu lacrimi de crocodil că nu mai pot face din investment properties. Se pare că nu le place să-și asume riscul de a avea un business. Da, fix. Vreau să vă zic cel mai diabolic căcat pe care l-am văzut în ultima vreme. Apropo de cât de nenorociți sunt dezvoltatorii imobiliari și proprietarii de imobile din București, cel puțin. Fii atenți. Am citit un contract de 20 de pagini al unui prieten care își căuta apartament și m-a rugat să mă uit peste contractul lui. Și una dintre clauzele din contract suna în felul următor. Dacă... Deci în contract se negociază, nu-i așa? Adică se zice ce chirie vei plăti și așa mai departe. Și în contract una dintre... Erau multe clauze de-astea de râs și cu curul, dar una dintre ele era în felul următor. Dacă există evenimente de tip măriri de taxe ale guvernului, da, guvernul zice de mâine se măresc taxele pentru proprietari și alte taxe și impozite de genul, proprietarul trebuie să mărească chiria accordingly ca să poată să-și plătească taxele. Deci, practic, chiriașul urmează să plătească schimbările de taxe pe care le face, da. Este a doua oară când am auzit chestia asta. Prima oară am auzit-o în zona de închirieri de business. Și acum am auzit-o pentru prima oară și la rezidențial, la locuitul de oameni. Deci da, dacă guvernul crește taxele, tu ca taxele pentru proprietar, tu ca chiriaș trebuie să plătești taxele proprietarului. Ce ziceți de treaba asta? Ce ziceți de Caterinca asta? Și e gen împotriva a orice concept de business, de whatever. Pentru că pe același sistem ar trebui să avem... Adică eu sunt de acord cu treaba asta. Eu vă zic sincer, eu susțin antreprenoriatul românesc. Eu sunt de acord cu această idee, doar dacă avem stipulat în contract și dacă și mie sunt dat afară de la muncă, îmi scade salariul, angajatorul, etc. Scade și chiria. Nu? Sau așa nu, invers nu? Doar, aha. Și îmi pare fantastic conceptul ăsta în care tu ai un business, tu exploatezi ceva pentru profit, dar gen nu vrei să asumi niciun risc, nu? Băi, ești nebun! Dar le-aș foc de nenorociți. Florentina Floreasca, mulțumim pentru 100 de euro. Sărut mâinile foarte, foarte mult. Ca de fiecare dată prezentă la datorie. Mulțumim. Mulțumim. Să rămână Florentina. Eu am avut o clauză într-un contract de chirie în UK că poate proprietarul să-mi ia bani din depozit dacă nu schimb becurile înainte să plec. În același contract despre care vorbeam era și o clauză de tipologie. Trebuie să plătești 100 de euro ca să-ți predăm apartamentul curat. Gen chiriașul, ca să primească apartamentul curat, trebuie să dea 100 de euro. Păi lasă-mi fac eu curat? Nu, era în contract. Melancolie, dulce melodie. Mesaj primit de la agentul imobiliar. Condițiile de închiriere sunt cele standard. O lună avans plus una garanție și 50% din prima lună comisiune de agenție. De asemenea, avem o taxă de vizionare de 150 de lei care se... O taxă de vizionare de 150 de lei care se plătește pe loc la vizionare și care se scade din comision în cazul în care doriți să închiriați. Abia aștept să te supere pe mine un agent imobiliar când îi se vor rupe picioarele unuia dintre ei. Abia aștept să zică că eu sunt de vină că i s-a rupt picioarele cuiva de către un student discriminat de piața imobiliară. Abia aștept să apare Șerban Trâmbițașul cu picioarele rupte pe undeva după ce a cerut taxă de 150 de lei să vadă un apartament, să zică că e vina mea, că eu am instigat. Bă, incredibil. 100... Pe asta e țeapă, man. E efectiv, te cheamă ca să-ți ia bani. Aia 150 de lei e gen, dacă ai 10, dacă ai 10 vizionări într-o lună, gata, ți-ai scos banii. Ce mai trebuie să mai dai în chirie când poți doar să ai 10 vizionări pe lună? Bună seara, Cami, te pup. Am văzut contract în care scria că în caz de deces, landlordul are voie să facă ce vrea el cu lucrurile din locuință. Păi a zis că plătești dacă îl închiriezi. Nu, ești... Du-te și citește încă o dată dacă nu știi să citești. Lupoi nouă la o locație pentru clinică ne-au zis că ne-a arătat, că ne-o arată la vizionare doar cu promisiune de cumpărare și îți imaginezi cam ce prețuri erau. Aliniatul 5. Dacă se poate nici să nu locuiești acolo, doar să-mi dai chiria. În vestul Europei am avut taxă de emitere contract 430 de euro cu chirie 700, asta pe lângă comisiuni și garanție. Taxă de emitere contract, adică să schimbi numele pe un contract standard. Da. Zic că au și un... Da, men, am văzut, da. Da, el săracul acum s-a prins că eu am boală pe agenți imobiliari. Cine era cu... Și-au dat și ei. Erau și nu ți-ai dat tu seama că ei... Asta măcar e băiat, e Caterinca. Așteptau și au văzut că au dat mai mult și au dat și ei. Și te așteptau la cotitură. Ce mă enervează e că au și un lider acum. Fire ăsta, dar ai zis tu de el. Am văzut că a început să facă el clipuri despre imobiliari și despre agenți imobiliari. Bă, eu am crezut că ești băiat bun, mă, tăticule. Chiar vreau să te invit la un podcast. Dar să te legi așa de orice... Mă, dar să creezi ceva tu. Să mă leg de orice, gen... Cum, de exemplu, spui că nu există risc seismic la blocuri în care evident este risc seismic. Spui că nu există și că este safe pentru simplu fapt că nu este... Pentru simplu fapt că nu este expertizat. Ca atunci când le zici la oameni că închiriezi apartamente în blocuri de la 1940 și le zici că nu există risc seismic. Tu cum te simți gen așa ca om? Adică tu te aștepți să nu se facă mișto de tine. Ca meserie, nu de tine, Șerban Trâmbițașul personal. Că Șerban Trâmbițașul personal e simpatic, da? Așa, ca în meseria de agent imobiliar. Cum te aștepți să nu se facă mișto de tine și să nu fii luat la mare pe pulis în momentul în care jobul tău este să prostești oameni că nu vor muri la cutremur și mai târziu să trăiești cu sângele oamenilor morți la cutremur pe mâini? Și asta sună așa, știi? Când zic asta, știi care e reacția omului? Hai, domne, lasă-mă! Nu, ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. oamenii care sunt prostiți, cum ar fi oamenii din provincie și așa mai departe, să închirieze și să stea în apartamente cu risc seismic, evident, chiar dacă acesta nu este expertizat, mulți dintre ei vor muri la un cutremur asemănător cu cel din 77. Iar tu, ca agent imobiliar care l-ai mințit că acel bloc nu are risc seismic, vei avea o parte din sângele acelor oameni pe mâinile tale. De asta fac mișto de voi, că sunteți ultima nație de jepcari. Acum că ești tu puțin mai cinstit decât încă unul, că nu știu, că nu e comision, că nu știu ce, bravo ție, tată, felicitări. Dar nu, lasă Caterinca cu că asta, că a zis el, că nu crezi, că... Dar să te legi așa de orice... Mă, dar să creezi ceva tu, să creezi ceva, creează, mă, tată, ceva. Să creezi el decât să te iei de alții atâta în continuu, fă ceva. Are. La fel ca tine... Tu gen faci ceva, nu? Tu ce faci exact? Că nu mi-e clar. Cumva faci entertainment, la fel ca și mine? Că nu mi-e clar. A, da? Aha, ok. Asta și bullshituit oameni că blocurile n-au risc seismic. Fă și tu ceva. Fă ceva. Creează ceva. Ce-mi place asta. Nișa lui de oameni care îl urmăresc. Știi că românul e foarte aprig. Românul vrea să se creeze un grup și hai să criticăm pe cineva și de obicei pe cineva care merge ok, care e ok, că nu o să critice nimeni pe, nu știu, angajatul de la salubritate sau hai să sărim toți pe el. O să critice pe cineva care e în online și care îi merge bine. Da, mă, dar măcar spune realitatea. Uite, am avut acum 3-4 Twitch-uri. Cum se numește? Twitch-uri se numesc? Ce face el? Pe Twitch? Da, cred că făcea pe Twitch, dar acum cred că sunt și pe YouTube. Acum 3-4 Twitch-uri de ale lui. A zis o chestie pe care am vorbit-o noi la un podcast, dar a zis-o altfel, a scos din context. Și nu mă așteptam la el la așa ceva. Aoleu, ce am zis? Ia să vedem, că eu nici m-am uitat la podcasturile astea. Vorbeam de clădiri și de ani de construcție și de riscul seismic și la un dat eu am zis... Agent imobiliar cu 100 de euro și zice, din țepe, mulțumim! Mulțumim că ai tras pe sfoară niște studenți proști pentru această donație pentru Sex vs. Barza. Respect! Așa, deci am scos din context? Noi la un podcast, dar a zis-o altfel, a scos din context. Și nu mă așteptam la el la așa ceva. Vorbeam de clădiri și de ani de construcție și de riscul seismic și la un dat eu am zis, cred că chiar frate mi era invitat, că eu stau într-un blog din 1974, deși n-are risc seismic. El n-a fost expertizat, nu i s-a atribuit risc seismic. Și Fire a zis că eu am zis că stau într-un blog din 74, deci n-are risc seismic. Păi, cum a... Măi, literalmente asta a zis. Gen, adică nici nu trebuie să ne uităm nu, pardon, gen, asta zice, cum adică? Tiza nu i s-a atribuit risc seismic. Deci 4, deși nu are risc seismic. El n-a fost expertizat, nu i s-a atribuit. Cum adică deși nu are risc seismic? Cum adică deși nu are risc seismic? Deși nu a fost expertizat seismic. Risc seismic au toate. Depinde cât de mare este riscul, domnul agent imobiliar. La agent imobiliar, riscul seismic este pe mai multe grade dacă acesta este expertizat. Nu știu dacă știați. Domnul Șerban Trâmbițașu. Nu a fost expertizat? Nu că nu are risc seismic. Risc seismic există la toate, pentru că Bucureștiul este un oraș cu risc seismic. Depinde cât de mare este riscul seismic. Dar zice el singur aici, nici nu trebuie să ne uităm în urmă, pentru că zice el greșeala pe care a făcut-o. Nu înțeleg cum o zice tot el și tot... Risc seismic. Și Fire a zis că... Deși n-are risc seismic. Că eu stau într-un blog din 1974, deși n-are risc seismic. El n-a fost expertizat, nu i s-a atribuit risc seismic. Da. Ăsta e limbajul vostru de bișnițari. Risc seismic, nu are risc seismic, egal nu a fost expertizat. Ăsta este limbajul vostru de bișnițari. Numai că limbajul corect și științific și care este folosit în administrația locală este faptul că are risc seismic, dacă a fost expertizat și are risc de la X la Y. Dacă nu, nu a fost expertizat. Nu, nu are risc seismic. Nu a fost expertizat. Punct. Seismic. Și Fire a zis că eu am zis că stau într-un bloc din 74, deci n-are risc seismic. Păi... Cum ar veni, am mințit că e din 74, deci n-are risc. Dar eu n-am zis asta, mi-a scos cuvântul din gură și a pus alt cuvânt. Am locuit agent... deși cu deci, ești nebun, păi ești agent imobiliar, mai agent ca mine. Fire! Ca agent imobiliar. Păi, în mod evident, pare că mă pricep mult mai bine ca dumneavoastră, domnul Șerban Trâmbițașu, la conceptul ăsta. Mă interesează ideea de cutremur în București. Pare că înțeleg mai bine cum funcționează. Mint și cum zice el, sunt toți niște hoți, niște... Clic și cancan îți scoate vorbele din context. Asta le ziceam și eu oamenilor și în general, băi, nu... Băi, Șerban, nici nu trebuie să ne întoarcem înainte. Faptul că tu folosești în limbajul tău de agent imobiliar, adică acum serios, fără Caterinca, fără ironie, faptul că tu folosești în limbajul tău de agent imobiliar, nu are risc seismic, egal, nu a fost expertizat, ăla nu e egal acolo, nu este corect, punct. Nu există lume în care nu a fost expertizat, egal, nu are risc seismic. Faptul că tu în capul tău e așa, asta nu înseamnă că este corect. Și asta nu înseamnă că nu este și înșelător în același timp, pentru că este înșelător să zici că nu are risc seismic în loc de nu a fost expertizat. Nici nu trebuie să ne uităm înapoi. Tu singur cu gura ta ai zis-o. Dacă am scos unul din context. Dar a făcut la un dăsta, men. Stai așa un pic. Și asta nu este o chestie a lui. Asta e o chestie care ești învățat în secunda în care ți-ai făcut primul job, primul training de agent imobiliar. Asta să zici că nu a fost expertizat, egal, nu are risc seismic. Că Caterinca asta am auzit-o de când lumea și pământul. Da, cum ar veni, ce nu știi nu te omoară, da. Mai văzusem unul de la el cu ceva bloc din 50 sau ceva, tot așa o căzătură și dar nu mai știu cum zicea. Diana, mulțumim pentru 25 de euro. Ție felicitări pentru donație, să rămână. Două secunde că au ceva. Asta oare? Yeah. Apartamente cu o camere la universitate, la kilometru zero, cu preț de periferie. E posibil așa ceva? Fără bulină roșie, fără gradul 2 de risc seismic? E un banc? Fără bulină roșie, fără gradul 2 de risc seismic, așa? Nu e un banc, deci un banc mai încolo, dacă vrei, acum îți vorbesc despre el. Două camere, etajul 5 din 7, aici ai universitate, kilometru zero, teatru național, facultatea, universitatea, efectivă, unde vezi să fii o mare. Bulevard Ducarul, am făcut dreapta, Dimitrie Bolintineanu, fix în spate la Colței, efectiv de la universitate până acolo sunt 3 minute de mers pe jos, fix în spate la Colței, strada Dimitrie... Nu, cred că nu e asta ăla de vreau să vi-l arăt, dar acum sunt curios. Bolintineanu, numărul 3, number 3. Troa, mai zi limbi, mai știi limbi? Nu. Păi să zic că sunt undeva la 200-250 de metri de mers pe jos până acolo, până acolo, dacă vrei, îți zic un bac, se plimba dragonul cu pădure. Și cum să trăi, știi, te tai? Colateralul cu taxi, uite lateralul cu taxi. Ai întrebări? Am întrebări, dragule, pus o întrebare. Dacă nu știi ce se duce? Ce se duce? Te tai de poliție. Ce te tai? Asta e, dragul meu. Bolintineanu, ăsta e blocul, dar cumva e pe colț. Și noi avem scara pe partea asta. Colateralul cu taxi, uite lateralul cu taxi. Uite spitalul colț. Dacă te ia bățul că-i prețul mic, fac, te duci și-ți revii și trec palpitațiile. Una, două, câte o biserică aici, să-ți aduc aminte de tine. Și mai zice ceva de riscul seismic? Te-ai ascultat un Bolt, un taxi și așa mai departe și asta e intrarea în scaun. Intrarea în bloc, băi, e bun și pentru regi în hotelier și pentru locuința personală. De ce că a intrat fata lui tata la facultate, la universitate și vrea să fie aproape? Hai sunăm la interfon, pentru că acolo este chiar doamna proprietar care ne așteaptă. Da? Da, hai la cutremur ajunge blocul la Unirii. Cutie de regi în hotelier, știi ce zic? Să mele pată să vedem și la prânz. Da, de la 9. M-am dat micuț, nu e mai... Da, acum sunt foarte curios cât... și că zice și că asta e. Știți, zice fără risc seismic 1. Ok. A fost expertizat? Probabil că nu. Ah, pe și atunci de unde știi dacă are sau nu risc seismic 1? Nu, că nu vreau să mă uit la tot. Acum vreau să-l găsesc să văd dacă a fost expertizat. Uitați-vă cum arată balcoanele. ăsta ești direct căzut cu el cu totul. Deci pe unde a luat-o? Cum îi zice la biserica asta? Biserica nu e Colțea. Cum nu e zice la biserica asta? Dați și voi un pin unde e ăsta, cine știe. Ce-a luat-o pe aici, așa. Dacă până caut eu, da, bravo, mulțumesc, hai că vă pricepeți voi mai bine. Aha. Deci suntem pe Dimitrie Bolintineanu 5. Dimitrie Bolintineanu 22 și aici ce e? Ce stradă e asta? Tot Dimitrie Bolintineanu? Da. Deci Dimitrie Bolintineanu... nu, atâta atunci a trăit ăla, ok. Dimitrie Bolintineanu și acum intrăm frumos listă, cum era? Listă seism București, nu mai știu cum îi zicea. Scria Colței 23 pe bloc, nu cred că contează. Listă imobile... Listă imobile, Bolintineanu. Cum adică no matches? Strada Dimitrie Bolintineanu 5. De la ce număr eram? Strada Dimitrie Bolintineanu 5. Dar asta ține de... A, nu. 5-ul e ăsta. 5-ul este ăsta. Asta e numărul 5 și numărul 5 are clasa de risc seismic. Ce... Aoleu, dar nu sunt obișnuit cu căcatul ăsta. Dăm PDF-ul ăla. Așa. Bolintineanu. A, apare... Nu e updatat acest PDF? Aici apar 3 Dimitrie Bolintineanu, aici apare doar 1. Foarte dubios. Așa, deci 5 este în, da, risc seismic 1, da? Deci cade dacă sufli în el. Și ăsta atunci ce număr este? Hai din ce număr are pe el. Deci ăsta cade dacă sufli în el. Și ăsta ce număr are pe el? Are și ăsta un număr pe el sau? Asta e altă clădire deja, cred, nu? Aici ești deja pe Slănic. Dă bă numărul! Incredibil. E numărul 3? De unde știți că e numărul 3? Că nu vreau să vă cred pe cuvânt, cu tot respectul. A, 3, bravo, ok. Aici a intrat Șerban Trâmbițașu. Hai să vedem. Numărul 3. 0 apartamente. A, asta e numărul 2, pardon. Da, tot 0 apartamente, ok. Anul construirii 1949. Încadrare la U3. Încadrare la U3, care, dacă nu mă înșel, acum este risc seismic 1, nu? U3-ul. U3-ul nu e risc seismic 1? Da, toate urile sunt risc seismic 1, așa țineam și eu minte. Deci după normele de astăzi ar primi... Dar unde găsesc o informație oficială că... Cineva mi-a dat link la... Cineva mi-a dat link la site-ul pe care eram. Cineva mi-a dat link la site-ul pe care literalmente eram. Da, iată, de la... Iată, de la ReRise, care este unul dintre principalele ONG-uri pentru educație seismică, U3 este risc seismic 1. Deci, ca să concluzionăm, domnul Șerban Trâmbițașu, vă caut și în cur. Dacă mă provocați, vă caut și în cur. Și declarații ca astea ați mai făcut de 15.000 de ori, dar nu vă condamn pe dumneavoastră. Asta este profesia pe care v-ați ales-o, din păcate, asta faceți cu toți. Da? Deci cum ai zis la început încă o dată? Apartamente sau camere la universitate, la kilometru zero, cu preț de periferie. E posibil așa ceva fără bulină roșie, fără gradul 2 de risc seismic? Eu... A, fără bulină roșie, fără gradul 2 de risc seismic, pentru că are gradul 1 de risc seismic. Dar bulina roșie înseamnă gradul 1 de risc seismic. Bulina roșie înseamnă gradul 1 de risc seismic. Deci, domnul Trâmbițașu, cine minte? Că nu mi-e clar. Minte administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic? De la strada Dimitrie Bolintineanu numărul 3, care a fost încadrată ca risc seismic U3. Fii tânăr, nu te lăsa, orice vârstă ai avea. A fost încadrat la U3, pentru cine nu știe U3-ul, dacă nu mă înșel, trebuia să fie... E urgență în 10 ani, era cel mai bun U, parcă, care trebuia să fie reabilitat în următorii 10 ani. Și această expertizare a fost făcută în 1994, ceea ce înseamnă că acum vorbim de risc seismic 1, adică bulină. Deci, domnul Trâmbițașu, dacă nu știți cu astea, vă mai învăț sau apelați la domnii de la ReRise. Ei se pricep la treaba asta cu seismul. Sau asta, sau probabil administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic minte. Una din două. Sau eu v-am scos din context încă o dată. Dacă mă faceți, vă caut și în cur. Că asta fac de fiecare dată. Dacă faceți glas, vă caut și în cur și de fiecare dată vă găsesc. Că asta e meseria, din păcate. Eu înțeleg. Eu, pe de-o parte, înțeleg că vă faceți și voi meseria și așa sunteți învățați. Ba să mințiți prin omisiune, ba să mințiți pe față, ba să ignorați faptul că o să moară mii de oameni în următorul cutremur asemănător celui din 77 și trebuie să vinzi repede apartamentele alea cu risc seismic, altfel nu se face. Ba nu, eu înțeleg. Dar în același timp nu face ciocul mare, cu tot respectul. Nu face ciocul mare când vinzi la studenți căzături făcute în... 45 cu bulina scoasă. Cu bulina scoasă. Două secunde, mă scuzați. Eram curios dacă se vede urma de bulină pe undeva. Domnul Trâmbițașu, oare ce-i cercul ăsta aici atât de decolorat? Ce-o fi cercul ăsta decolorat aici, domnul Trâmbițașu? Domnul Trâmbițașu, agentul meu imobiliar, ce-o fi cercul ăsta colorat aici diferit? Și-o curios. De la condens? Ia să vedem dacă e de la condens. Când au început deja să pună bulinele? Da, e posibil să nu fie bulina acolo. Când au început deja să pună bulinele? De noi când te lăsam, orice vârstă ai avea. Începutul anilor 2000. Deci nu avem destule Dar... A, dar stai mă, păi stai mă, că... Și noi suntem... Și eu sunt prost, care noi. Eu sunt prost, că n-avea cum să-i punem bulina atât timp cât a rămas la stadiu de U3. Alea cu bulină sunt alea pe care le-au expertizat după ce au băgat sistemul de RS1, nu? Nu au pus buline la ce era U1, U2, U3, right? Au pus buline doar la alea de le-au expertizat după ce au intrat cu RS-ul. Deci n-avea cum să aibă bulină. Cred. Vezi și pe istoricul Google Street View. Ok, mulțumesc, dar pe ce stream te uiți, prieten drag? Stai curios. Ca idee, pe ce stream te uiți? M-aș uita. Doar dacă îmi zici pe ce stream te uiți. Da, nu pare... Da, nu, fiind U3 nu cred că avea cum să aibă bulină pusă. Parc. Și am mai văzut unul tot așa recent cu ceva blog de să stă să cadă și zicea că n-a aer seismic. Tânăr, nu te lăsam. Silva de Cat, mulțumim de 10 euro. Omul Anonim, mulțumim de 50 de euro. 4.000 în chat și așa puține donații. Efectiv, asta zic și eu. Rușine. Elena, mulțumim pentru 100 de euro. Ție felicitări. Mulțumim. Sărut mânușițele. Și anonimul cu 5 euro pentru iubitul meu care... Ok, dudes. Ah, da, mai e și site-ul ăsta, am uitat de el, în care ai hartă. Dar, chat, nu uitați, faptul că un bloc nu este expertizat seismic nu înseamnă că este safe, da? Deci dacă vă luați un bloc, vă luați un apartament într-o coșmelie, să zicem. Icișa. Uite, asta este expertizat. Este încadrat la risc seismic 2. Penguins Heaven! Cu 200 de euro. Mulțumim! Dați-i șervețele acestui om. Mulțumim! Mă bagă corporația în depresie, măcar un lucru să fac cu bani. Respectele mele! Mulțumim! 200 euros like this at once? Nici nu se poate preface că nu știa că a făcut podcast cu un profesor universitar pe tema asta. Ia, dă-ne și noi să aflăm care e treaba cu... Adică să ne se explice care e treaba cu urile de la un profesor universitar. Așa, deci vreau să zic, dacă voi vă luați apartament aici și nu este expertizat așa cum este ăsta cu risc seismic 2, nu înseamnă că nu cade. Înseamnă doar că n-a fost expertizat. Da? Deci dacă nu-l găsiți pe această hartă, nu înseamnă că e ok. Înseamnă doar că n-a fost expertizat. Și poți să te uiți în jur, nu-i așa, că majoritatea caselor, blocurilor și așa mai departe sunt făcute cam la aceeași vreme. More or less. Desigur, poate să fie unul nou. Dacă vorbim de blocuri și case din aceeași perioadă, sunt cam aceleași, more or less, again. Da? Și poți să te orientezi. Dacă 5 blocuri din jurul tău au risc seismic 1, probabil și al tău are risc seismic 1 dacă nu a fost reabilitat. Și așa mai departe. Să spunem că toți vecinii vrem să desfințăm acel perete. Da, men, dar nu o să caut în tot ăsta. Nici n-au pus timestamp-uri. Da, nu, I'm good. Andreea, mulțumim de 10 euro. Ioni, mulțumim de 10 euro. Sărut mâinile. Gen, uite, de exemplu, în Drumul Taberei nu există... N-a venit nimeni să ne facă... expertizări. Sunt 3 blocuri. Unul cu risc seismic 2, altul cu risc seismic 2, altul cu risc seismic 2. Ceea ce probabil înseamnă că majoritatea blocurilor de 10 etaje... uite, mai e unul. Înseamnă că majoritatea blocurilor de 10 etaje de prin, de prin zonă sunt cu risc seismic 2. Astea sunt de 10 etaje, right? Da. Deci... îți poți face o idee că restul blocurilor din jur sunt cu risc seismic 2. E un RS1 pe Drumul Taberei. Oh my god, avem un RS1. Avem un RS1. E ăla de la... oh my god. That's crazy. Ok. Ah, uite mă că avem mai multe, da. Bag. Mai stau în Drumul Taberei în bloc de 8 etaje și au bulină pe bloc? Păi da, probabil este ăsta care e riseismicul, că altul văd că nu e. Probabil stau în singurul bloc cu riseismic 1 din Drumul Taberei, de la Drumul Taberei 34. Ia, 24, mulțumim de 10 euro. Mai puțin că tocmai am spart 2 luni de chirie ca garanție, îmi pare rău. Dar mulțumim foarte mult. Crezi că blocurile noi au risc scăzut? Ai văzut la turci ce a fost după cutremur. În România, cu siguranță. Dar nu este părerea mea, este părerea experților. Asta nu înseamnă că nu pot să cadă, să ne înțelegem. Dar ai șanse mult mai mici doar din perspectiva... tehnologiei materialelor, dacă dorești. Adică asta face o mare diferență. By the way, vedeți că, ca să nu mai mi-ascultați mie părerile din ce mai mi-aduc aminte, cel mai prost performing video de pe canalul meu, cum te pregătești pentru un cutremur mare, unde am vorbit cu Alina de la Fundația Comunitară București despre cutremuri, cum te protejezi și alte mituri imobiliare și așa mai departe. Iată, domnule Șerban Trimiteașu, că fac ceva, în caz că vă întrebați. Da, îl găsiți la mine pe canal, cum te pregătești pentru un cutremur mare. Și vorbim și de zona asta imobiliară. Omul Anonim, mulțumim de 66,60 de euro. Până mă vine salariul de la corporație în 6 zile. Păi ești bine. Ești bine, 66 de euro cu 6 zile înainte de salariu, respectele noastre. Cineva tocmai a întrebat în chat dacă pot să-i zic și lui niște blocuri de le știe el, dacă sunt curis seismic. De ludă lene, pe unii dintre voi să mă apra. Care eu nu... Oh, mulțumesc, Paul. Da. Mă sunt curios de asta. În asta de vedere, noi avem două coduri de proiectare din familia P100. Așa e. Intrarea unei țări a fost pusă la pământ. Va fi plătită în câteva zeci de ani. Revenind la... făcute de diferite organisme de asistență internaționale care pot să financeze efortul, în orice caz va fi o datorie care va fi plătită în câteva zeci de ani. Este și în funcție de ce? De evenimente ce s-au întâmplat? De... În anul trecut am avut o colaborare, un contract cu Ministerul Dezvoltării în funcție de regimul de înălțime. Sunt clădiri cu regim. Acum. Deci o clădire nouă proiectată acum este RISEISMIC 4. Deci o clădire bună, ca să spun așa, poate să fie în clasa de RISEISMIC 3. Mă refer la o clădire existentă. Clasele acestea de risc au apărut după 90. La începutul anilor 90 s-au definit nu clase de risc, ci niște categorii de urgențe, U1, U2, U3, dar care erau determinate calitativ. Deci expertul tehnic analiza clădirea și spunea e categoria de urgență 1 sau e categoria de urgență 2 sau 3. Aia spunea că în următorii 5 ani de zile ar trebui să o consolidez sau în următorii 10 ani de zile ar trebui să consolidez. Clasele de risc au apărut în 1996, când a fost o completare la reglementarea tehnică, la PP100, în care s-a spus sunt 4 clase de risc seismic. Și deci atunci au apărut clasele de risc, până în 96 n-au existat clase de risc. Știu că sunt tot felul de tentative de a echivala clasele de risc cu categoriile de urgențe. Nu funcționează pentru că abordările au fost complet diferite. Deci la categoriile de urgență abordarea era calitativă. La clasele de risc abordarea este cantitativă. În funcție de niște valori pe care tu ca expert le determini ori prin calcul, ori prin, să spunem, examinarea clădirii, examinarea planului, examinarea structurii și dai niște punctaje. Ați zis un lucru foarte important pe care vreau să bat monedă să-l mai zic eu odată, pentru că... Deci, iată că rectorul UTCB se contrazice direct cu... ONG-ul Re-Rise. Ați zis repede. Deci clasa 4-a de risc e pentru clădirile noi. Da. Practic nu există clădire fără un risc seismic. Și la clasa 4. Da. Și pentru clădirile... Iată că știi trâmbița și ea. Clădirile vechi, cea mai bună clădire, are risc 3? Pentru clădirile vechi, deci pentru o clădire care, spunem, a fost proiectată după o normă de proiectare din anii 2000. Da. Deci aproape de noi, e 3. E 3. 3. Și clasa de risc seismic 3 e bună. Da, e bună. Bineînțeles că e bună. Deci, acum, deci, trebuie să fac o precizare. Dacă în reglementările astea tehnice de proiectare la cutremur, indiferent de reglementare, că e din România, că e din Statele Unite, că e din, nu știu ce vezi noastră, Canada, spune așa: dat fiind caracterul aleator al mișcării seismice, pentru că noi nu putem să știm ce va veni. Da? Exact din definiție. Deci sunt 20% probabilitate de depășire în 50 de ani. Deci poate să fie ceva... Nu înțeleg. Adică, ok, și atunci sunt curios și eu să știu de la domnul rector. Care este... Adică cum echivalezi un bloc care a fost urgentat în următorii 5 ani, să zicem, da? În anii 90, și de care nu s-a atins nimeni până acum? Ăla nu este un grad de risc în mod evident? Și dacă este, unde îl încadrezi? Sau este luat ca non-încadrat sau? Pentru că aparent instituția statului care le monitorizează le ia în calcul. Adică există ca fiind încadrate U1, U2, U3. Deci statul le ia în calcul, dar noi să nu le luăm. Adică cum funcționează? De ce mai sunt luate în calcul atunci dacă nu poate fi echivalate? De ce ni se comunică care este gradul de urgentare? Dacă spuneți că n-au legătură cu riscul seismic și nu poate fi echivalate, de ce ni se comunică gradul de urgentare? Pentru că urgentarea aia nu se traduce într-un risc seismic? Pentru că, adică, știi, dacă luăm cazul ăsta pe care îl prezintă Trâmbițașul, mi-e greu să cred că domnul rector îmi zice că clădirea asta nu cade la cutremur. Mi-e greu să cred că îmi zice că zdreanța asta nu cade la cutremur. Și atunci ce înseamnă? La un cutremur precum cel din 77, desigur. Cade. Că se desprinde, că whatever, că ești în pericol. Că există un grad semnificativ de risc. Da, eu înțeleg că trebuie să refaci expertiza, dar atunci ce mai înseamnă U-urile alea? Deci ce vrei să zici, că le ignorăm complet? Cineva care a zis acum în 94 această clădire trebuie urgentată în maximum 10 ani, acum nu mai are niciun risc dintr-o dată până nu este expertizată din nou? E că mi se pare o glumă proastă. Și, repet, Re-Rise care... Unde era ăla că am închis? E bine, nu și măsurile de protecție. În casă, odată și în casa destul de safe, sigur, nu știu unde te prind. Nu mai găsesc. Așa, da. Re-Rise, care este un ONG în zona asta de educație seismică, zice că toate urile acum ar intra la risc seismic 1. Cu tremurile dărâmă doar pale expertizate, da. Da, nu știu. Da, eu înțeleg că era un sistem diferit, da, înțeleg. Dar am auzit din mai multe părți, inclusiv de la experți, cum sunt cei de la Re-Rise, faptul că urile se echivalează cu risc seismic 1. Da, uite, poate o să mai chemăm pe cineva și de la Re-Rise pe stream, că am mai tot vrut. Liniște! Silence! Zice doar că nu sunt echivalabile, că nu știe exact în ce clasă iese, pentru că metricile folosite sunt diferite și din ce țin minte au fost date acele uri pe ideea că Iliescu a promis consolidarea tuturor clădirilor și ăla era un fel de bilet de ordine și de aceea au schimbat sistemul ulterior. Păi, de ce le consolidezi? Pentru că au risc seismic și urmează să cadă, nu? De-aia le consolidezi. Da, mă rog. Hai, da, donați! Ne facem de râs la oamenii ăștia. Practic, clădirile care sunt cu grad de urgență trebuie expertizate pentru ca să afle gradul real de urgență. Dar așa cum spune și Re-Rise, o clădire are termen de valabilitate de 30 de ani, deci ce spune Re-Rise este că în realitate clădirile care au urgență vor fi încadrate la risc seismic 1, atât din cauza încadrării inițiale cât și a trecerii timpului. Logic, nu? Logic, nu? Omul anonim, mulțumim de 10 euro. Păi da, asta zic, că 96 a avut 10 ani termen, da, mă, nu știu. Nu știu că nu mă pricep atât de departe, dar e interesant că pe o chestie atât de importantă sunt păreri opuse de la puțini experți pe care îi avem. Da, cred că 30 de ani este puțin ce a zis, nu știu, nu mă pricep. Ideea este că Bucureștiul și în general țara românească și Moldova sunt zone cu risc seismic din start, exact cum zicea și domnul rector, că ai un risc seismic și depinde cât de mic, cât de mare, invers, mic, mare, whatever. Este acesta, da? Că dacă ai risc seismic 4, stai cu craci în sus la etajul 12. Dacă ai risc seismic 1, cazi cu sufrageria. Deci nu există conceptul că nu are risc seismic, lucru pe care l-a zis Trâmbițașul. Este doar că n-a fost expertizat pentru risc seismic, pentru că ar trebui să aibă o risc seismic și iată că el știa această informație. Dar aparent știi cum e. Știi cum e, când ai de băgat la mați, e greu să ții minte ce ți-a zis rectorul. Mă rog. Omul anonim, mulțumesc de 11 euro, să rămână. Când căutam apartament, m-a mințit un agent că e blocul din 78, de fapt era din 72 și că a fost consolidat, am trimis mail și mi-au răspuns în vreo 2 zile și evident nu era consolidat, lol. bloc comunist din 70 consolidat, visez, nu există așa ceva. Din câte știu eu, n-am auzit să existe un bloc de ăsta comunist făcut după anii 70 care să fie consolidat. A trimis mail la AMCCRS și eu l-am ajutat pe bunica mea cu niște acte și nu mai știu care era anul, dar președintele de bloc a zis că blocul e făcut în, nu mai știu, dau exemplu, nu mai știu care erau anii, 74, administratorul este că e în 73, cadastru sau nu știu ce căcar, că nu le știu, nu știu cum e să numesc toate actele alea, zicea că e în 71, alt document zicea că e în 69, alt document zicea că e în 70, chitanța pe care a dat-o ceva zicea că e tot așa din 70 și erau gen 5 ani diferiți, fiecare știa altceva. Deci gen, inclusiv instituțiile statului se contraziceau între ele de când este dat blocul ăla în folosință. De când a fost terminat blocul ăla. Ba da, există blocuri făcute înainte de cutremur și terminate după, în sensul că au consolidat ce era construit deja înainte de cutremur și au continuat să construiască după noile norme. Care noile norme, tată? Că Ceaușescu a interzis să se facă consolidări imediat după cutremur. Care noi norme? Ce visezi? Ceaușescu a dat interzicere să se mai reabiliteze blocuri imediat după cutremur, la câteva luni. Da, regulă de bază e să scazi 4-5 ani din vechimea care ți este comunicată. Asta da, știu, mă refer doar la cele care aveau deja 2-3 etaje construite, dar sunt cazuri foarte puține. Da, bre, a dat aia cu tencuială antiseismică, ce mare... A dat aia cu tencuială antiseismică și aia a fost. Păi da, începuseră să facă niște consolidări unii arhitecți și i-a chemat Ceaușescu la sala Omnia, unde am și fost la evenimentul celor de la Re-Rise care au retrăit momentul și le-a zis Ceaușescu să oprească absolut orice consolidări ca să nu mai deranjeze, poporul și activitatea economică de la parterul blocurilor și a dat un ordin absolut criminal atunci în mă știu, iulie 78, mă știu, să se oprească absolut orice reparație de tip reconsolidare la blocurile respective și astfel am rămas cu blocurile nereparate din cauza volii lui Ceaușescu. Și ăștia, by the way, care mai stați în blocuri de-astea în care ați copilărit sau au stat bunicii voștri, puneți la îndoială miturile pe care e posibil să le fi auzit de la ei voștri. Uite, zice cineva de blocul din Pantelimon consolidat în 77 după cutremur. Foarte probabil să știi un mit propagat de Asociația Blocului ca să vând apartamente mai scump, prieten drag, cu tot respectul. Că tu crezi că au consolidat ăștia bloc din Pantelimon? Da, nu știu. Poate a fost, dar aflând puțin din istoria evenimentelor de imediat de după cutremur din 77 până la ordinul ăsta criminal al lui Ceaușescu, e foarte greu să cred că au apucat să să consolideze blocuri atât de mari. Pentru că, în primul rând, a fost munca de... Nu știu. Dar este interesantă toată istoria aia și mai ales istoria lui, cum îl cheamă... istoria lui... ziceți chat... Gheorghe Ursu, mulțumesc foarte mult. Wow, câți dintre voi știți, respect. Istoria lui Gheorghe Ursu cu, care a avut de plătit cu viața pentru faptul că a vorbit împotriva lui Ceaușescu, care a oprit consolidările la blocuri. Este unul dintre arhitecții care a primit ordinul să nu mai consolideze, să nu mai repare, să mai consolideze blocuri. Și mai târziu a vorbit pe Europa Liberă de mai multe ori despre cum acest ordin al lui Ceaușescu a fost absolut criminal și că urmează să moară oameni din cauza asta. L-au arestat și l-au omorât cu bătaia în închisoare. Eu am fost la acest eveniment unde a fost și fiul lui Gheorghe Ursu, care se bate în instanță până în ziua de azi cu oamenii care cu securiștii care l-au bătut și l-au omorât pe tatăl său. Și la sala, Andrei Ursu. Și la sala Omnia, unde am și fost, care intră acum în renovări și o să devină gen un Nafi Palace. O glumesc, dar gen am văzut cum o să arate absolut oribil. Este o sală absolut superbă. Este o sală absolut superbă, unde au făcut o repunere în scenă a discursului lui Ceaușescu de la acea vreme, oamenii de la Re-Rise. Cred că aveți semnul exclamării Re-Rise în... Da, nu avem. Dar puteți să-i urmăriți pe cei de la Re-Rise dacă sunteți interesați de educație antiseismică. Și aici a venit Ceaușescu și a zis gata cu consolidările și cu reparațiile la blocuri, căci opriți activitatea economică de la parter și deranjați poporul. Și astfel nu s-a mai consolidat nimic. Iată. Ordinul criminal dat al lui Ceaușescu, dat la 4 luni după cutremurul din 77, a doua zi s-a curățat tot și s-au plantat panseluțe. Acei oameni au fost îngropați de vii. Merg. Doamne, prea pistul. Vandal 259, mulțumim de 25 de euro și Fanestelarul, mulțumim de 5 euro. Sărut mâinile foarte tare. Am fost și eu atunci la sala Omnia și mi-au dat lacrimile când am auzit. Eu sunt Andrei Ursu, da, foarte touching. Care e treaba cu donation bar? Ce se întâmplă când se umple? Ies de pe aici, gagici în sutien, dansează, e nebunie mare, omule. Donează ca să vezi. Începe muzică, house. Eu mă pun în mâini, da, na, na. Rămân în kilos, dansez pe aici cu gagicile alea. Donează ca să vezi cum se întâmplă. Băiatul de pe Germania, mulțumim pentru încă 10 euro, să rămână. Vine tot chat-ul la Firea acasă și facem conga. Și se cântă amenințarea maimuței, foarte important, corect. Uite, Valin îi zice, Valin a fost la mine acasă, a văzut studioul. Are Fire un buton și când atinge golul iese fum de sub masă. E primul de pe Twitch cu tehnologie de asta, corect. Au o mașină de fum aici și când se atinge golul, automat Așa a zis și anul trecut că ne uităm la Vlogmas și ne-am luat țeapă. Om Anonim, mulțumesc 25 de euro. Să acum n-am. Asta se întâmplă la 10K. Da, cam asta se întâmplă la 10K. Total de acord. Asta s-a întâmplat de fiecare dată, la fiecare stream caritabil, este adevărat. Oamenii care donează anonim cred că îți dea modești. Eu cred că majoritatea lumii uită să-și pună numele, ăsta este adevărul. Mai facem o scurtă pauză de pipi și apoi revenim cu un agent imobiliar din... Fii tânăr, nu te lăsa, orice vârstă ai avea, fă-ți frumoasă viața. Revenim cu un agent imobiliar din Republica Moldova, recomandat de Claudiu Teohari, de TOHH. TOHH. Mai folosește nimeni Facebook de aici. Stai curios să văd ce ne propune acest domn agent imobiliar. Sper că acest domn agent imobiliar nu îmi va da hate în podcastul său. Nu îmi va spune să mă apuc de făcut ceva. Fire Live la ora 11 ne-am întors în timp. Literalmente nu cred că a existat zi în ultimii 3 ani în care să nu fiu live la ora 11. What the fuck are you talking about? Zi de stream, adică. Crypto Bro, mulțumesc de 5 euro. Să rămânam. Gata, hai la culcare. O sumă respectabilă, nevertheless. Știu că nu este atât de... Am mai avut stream-uri caritabile care știu că nu sunt atât de... Nu atractive este cuvântul, care trezesc, nu-i așa, emoția dorită pentru zi a dona, dar nu vreau să fac treaba asta, că altfel am face non-stop charity strings pentru, nu știu, Satele Copiilor și așa mai departe. Sunt și ONG-uri care nu tratează probleme atât de acute, care trezesc genul ăla de sentimente, which is fine. Adică which is very good și de asta vreau să le susțin și pe acestea, chiar dacă sunt chiar că se strâng mai puțin bani, lucru care nu este nicio tragedie. Mă bucur totuși că se strâng niște bani. Doamne ajută, este un act foarte drăguț și vă mulțumesc tuturor care ați donat cu mic, cu mare, cât ați putut, apreciez foarte tare. Dacă totuși doriți să susțineți mai departe Sexul vs. Barza, semnul exclamării în chat Sexul Barza, mergeți, dați-le un follow pe Instagram, puteți să donați recurent pe site-ul dumnealor. De asemenea, dacă sunteți angajați, puteți să vă redirecționați o parte din impozitul vostru către un ONG la alegere și acel ONG poate să fie chiar și Sexul vs. Barza. Acestea fiind zise, vă mulțumesc că ați fost aici. Respectele mele către dumneavoastră. Killer Bananas, mulțumesc de 5 euro. Să rămână. Pupici, toate cele bune, vă mulțumesc pentru donații. Sunt sigur că vă vor mulțumi și oamenii de la Sexul vs. Barza. Vă pup, vă sărut, vă stimez, vă iubesc, vă respect. Noapte bună, dați follow la fata dacă vă place de ea și vorbiți în engleză că vă sparg în chat. Vă sărut. Pa, pa.